Prima moldoveancă care a ajuns pe Everest. Eu dacă nu mă urcam pe Everest, eu nu mă întorceam acasă. Mi-au dat lacrimile. Deci dacă o să vreau să urc pe Everest... Asta e una din cele mai scumpe expediții din lume, în general, din cele existente, 69 da? De mii de euro. Efectiv ați salvat viața unui om? Da, munții nu iartă prostia. Când ai fost mai aproape de moarte? Am fost în coma artificială. În Republica Moldova, o persoană activă pe Instagram populară poate câștiga de la 5.000 la 15.000 de euro. O postare costă la anumite influenceri, nu știu, 250 euro. Restaurantele e unul din cele mai complicate business-uri. Tu vorbești foarte relaxat despre bani. Eu am muncit ca să ajung unde am ajuns. Ai zis că nu ești geloasă. Dacă omul nu se simte bine cu tine, come on, pentru să-l ții lângă tine, trebuie să savurăm momentul. Azi, aici și acum. Olga Țapurdei este invitată a interviului Fără Protocol de astăzi, prima moldoveancă care a ajuns pe Everest. Olga, mulțumesc că ai venit! Mulțumesc pentru invitație, Dorin! Felicitări pentru reușita asta incredibilă și eu cred că lumea nu este foarte conștientă de ceea ce ai reușit tu și ce înseamnă, de fapt, să ajungi pe Everest. Și ca să vorbim din start ce avem acolo în spate, deci tu pe bune ai îmbrăcat această haină în această expediție. Da, deci haina aceasta a fost făcută de către ghidul nostru, adică a fost făcută la comandă, vezi că are numele, prenumele, țara, așa se face în orice expediție serioasă și el este un sportiv de performanță și atunci când mi-a dat-o la aeroport, eu am zis, pentru mine este așa o responsabilitate să o îmbrac acum, hai să o îmbrac după ce urc muntele să vedem că totul este ok. Nu, că uite, așa se poartă în expediții, la toți sportivii și am purtat-o foarte rar și de fiecare dată mă simțeam cumva, uite, hai totuși eu după am să o îmbrac, dar da, am purtat-o în această expediție, de multe ori este foarte comodă și e cumva un simbol al acestei expediții și culoarea asta, cumva și rucsacul la mine a fost de culoarea asta, deci cumva a marcat expediția aceasta. Eu îți mulțumesc că ai adus-o aici și putem să fie reprezentativ cadrul tău. Prima moldoveancă care a ajuns pe Everest. Pentru tine asta a fost o responsabilitate enormă sau a fost o provocare mai mult? A fost o responsabilitate. Pentru că provocări în viața asta, slavă Domnului, cumva am avut multe și e normal, asta e viața, dar asta a fost o responsabilitate, adică pe orice munte este responsabilitate cumva proprie, da, de tine, de viața ta, de ceea ce urmează, dar aici a fost cumva o responsabilitate la nivel de țară, la nivel mondial, chiar aș spune, pentru că acolo se adună oameni din toate țările lumii și efectiv tu ești prima din Republica Moldova care încearcă cel puțin să facă asta și dacă este un fail, toată lumea știe că moldoveanca n-a urcat, adică că asta trebuia să fie prima moldoveancă sau uite, nu a mai fost moldovence, dar uite, a fost una care a venit, una care încearcă și nu a urcat și cred că era o responsabilitate enormă. Deci de fiecare dată mă gândeam, deci cumva te gândești la tine, la ceea ce simți tu, dar știi cum spunea prietena mea din Ucraina, prima ucraineancă, Irina Galai, care a escaladat Everestul, ea zicea, eu dacă nu mă urcam pe Everest, eu nu mă întorceam acasă, rămâneam să trăiesc în Nepal. Bine, eu nu chiar așa, dar că ea nu avea familie la acel moment, dar da, era o responsabilitate foarte mare. Dar cât de mult a jucat rolul faptul că n-a mai fost o femeie din Republica Moldova care să ajungă pe Everest? Adică asta a fost motorașul care te-a ghidat? Sau dorința enormă să faci tu ceea ce au reușit puțini? Da, cred că în primul rând dorința, în al doilea rând visul care stătea așa de vreun an de când am cunoscut-o pe Irina, despre care am zis un pic mai devreme. Deci ceea ce văzusem la ea, ea mi-a arătat mai multe videouri, poze și ceea ce văzusem, am zis, wow, asta e pe planeta Pământ, eu trebuie să merg să văd locurile astea. Olga, ce simte un om când ajunge pe acoperișul lumii, când înțelege că este prima din țara sa, când înțelege că drapelul este deasupra capului și că asta puțin în întreaga lume fac, nu doar Republica Moldova, dar ținând cont că Republica Moldova este o țară foarte mică și că a avut doar un moldovean care până atunci a urcat pe Everest. Doi. Deci Andrei Carpenco, Mircea Baciu și eu sunt a treia. Felicitări. Ce ai simțit tu?
Uite, zic și îmi trec fiori pentru că îmi amintesc acea stare. Era o stare de... Deci, în primul rând, când pășeam pe vârf, noi am fost din partea Nepalului, partea de sud. Sunt două trasee în care poți să ajungi pe Everest. Și noi am fost pe traseul cel mai complicat. Chiar dacă inițial planificam să mergem din Tibet, din China, pentru că este traseul mai ușor. Acolo, în base camp, ajungi cu mașina la 5300, iar aici, până în base camp, noi am mers 8 zile. Cred că era o stare de... Deci mie mi-au dat lacrimile. Vârful ăsta este foarte mic, asta am început să zic, că vârful este foarte mic, acolo în cap doar 10 oameni, fizic. Și bineînțeles că... Datorită faptului că timpul a fost cel mai prost din ultimii 10 ani, s-a format un rând foarte mare în această... Adică noi am urcat 160 de persoane pe același traseu. Și cum am menționat un pic mai devreme, deci nu este așa că tu poți merge pentru o parte, eu prin alta. Adică toată lumea are aceeași cărare și mergi unul după altul în rând. Noi eram printre primii 20, cred, și când am ajuns în vârf, ceilalți 10 erau și ei făceau poze și noi așteptam. Și știi momentul ăsta de așteptare când tu ai, înțelegi că mai ai, uite, 5 minute și ceea ce ai făcut 45 de zile cât ai mers? Uite, iată, tu vezi, tu pur și simplu trebuie să pășești acolo. Și iată, exact astea 5-6 minute cât am așteptat acolo, mi-au dat lacrimile. Și era așa un sentiment de fericire. Eu nu pot să-ți transmit și să-ți redau sentimentul care era. Era un sentiment de fericire, bineînțeles. Și aveam așa o stare de bine și mă gândeam, băi, deci toată lumea spune că eu citisem, uitasem la filme, că toată lumea spune că uite că e greu, că ești istovit. Deci eu la acel moment mă simțeam atât de energizată, atât de fain, atât de bine și mă gândeam, Doamne, de ce mie mi-e așa de bine? De ce mie mi-e așa de bine când toată lumea spunea că uite? Și am zis, ok, probabil la mine e altfel. Și am început să savurez. Deci am început să savurez, să privesc oamenii, să privesc în jur, să văd cum e pe acoperișul lumii, pentru că noi am fost extrem de norocoși, am avut parte de un timp foarte frumos, era super însorit, era super clar. Și tu vedeai tot, și Tibetul, și China, și asta a fost spectaculos. Și chestia asta cu drapelul, când l-am ridicat deasupra capului, vântul era atât de puternic, eu abia îl țineam și zic, eu trebuie să-l țin, ăsta e drapelul țării, eu altul nu am. Eu am văzut acele poze, cu siguranță mai ai și poze care încă nu le-ai publicat. Cât timp ai stat acolo? 39 de minute. Asta e foarte mult. Wow! 39 de minute noi am stat. Așa s-a primit că eu eram chiar cu ghidul și cumva mă simțeam super în siguranță și mă simțeam capabilă, mă simțeam în putere să stau acolo, oricum noi eram toți cu oxigen, dar am scos pe câteva minute masca cu oxigen pentru poză și da, înălțimea e gen 30 de secunde, ai așa o stare... Cred că pot să o compar cu cea când, nu știu, sper că nu ai avut niciodată vreo intervenție chirurgicală în care să ai anestezie totală. Și iată ăștia 10 secunde, știi că arată în filme, gen îți pune anestezie și se începe 10, 9, 8, 7 și tot așa. Iată exact așa și tu te deconectezi, știi, dar starea asta e una faină după mine, adică e un fel de... care îți vin flash-uri din viață, diferite momente faine. Iată asta se întâmplă când ești fără oxigen. Adică acolo așa ai de puțin oxigen? Da. E foarte periculos. Adică tu ai scos pentru poză și real 30 secunde. Da, sunt oameni care fac escaladări fără oxigen în general, dar pentru asta necesită o pregătire specială și un timp special și acolo sunt mai multe detalii. Eu am făcut liceul sportiv, secția fotbal, timp de 5 ani. Mă visam fotbalist, dar din păcate am început mult prea târziu a practica acest sport. La școala de fotbal Tracia, copiii încep a învăța să joace fotbal de la 3 ani. Dacă ajungeam aici și eu din fragedă de copilărie, poate acum era să fiu pe la Real Madrid sau Barcelona. Școala de fotbal Tracia oferă antrenamente care dezvoltă multilateral copilul. Nu doar pentru fotbal.
antrenorii pun un accent deosebit pe respect, prietenie și disciplină. Or, eu m-am convins personal că disciplina și străduința pe care ți-o dezvolți la antrenamente, ulterior îți este de mare folos în viață. Școala Tracia se poate lăuda cu faptul că mulți discipoli de-ai săi au ales ulterior calea fotbalului profesionist și s-au bucurat de succes. Însă scopul de bază al școlii nu este neapărat să creeze fotbaliști profesioniști, ci mai degrabă să dezvolte cultura fotbalistică și să-i facă pe copii să îndrăgească atât fotbalul, cât și sportul în general. Iar asta este foarte important. Ce m-a impresionat e că fondatorul școlii este un tânăr de doar 28 de ani, Nicolae Dambrauskas, care, la fel ca și mine, s-a îndrăgostit de fotbal de mic, dar nu l-a putut practica din cauza că s-a născut și a copilărit la sat. Nicolae a muncit în Olanda, unde a și jucat fotbal la nivel de amatori și a observat ce metode de antrenament sunt acolo. Așa că acum, la Tracia, se aplică metode olandeze de antrenare a elevilor. E minunat când concetățenii noștri revin de peste hotare și aplică în țară exemplele de succes descoperite. Școala de fotbal Tracia are 3 filiale în Chișinău, la Telecentru, Botanica și Ciocana, deci este foarte ușor de frecventat acolo unde vă este cel mai comod. Aici se antrenează copiii de la vârsta de 3 ani sau chiar mai devreme, în funcție de dezvoltare. Faceți click pe linkul din descrierea acestui video și înscrieți-vă copilul la un antrenament gratuit. Nici nu știți ce potențial poate avea piciul vostru. A? Dar cum se întâmplă acolo? Pentru că mulți am înțeles ajungă, Andrei Carpencu cel puțin povestea, eu apropo am făcut interviu cu el acum 6 ani, cumva primul interviu desfășurat cu primul moldovean care a urcat pe Everest, el povestea că practic n-au reușit atunci să facă poze pentru că a înghețat aparatul foto. Voi cu ce ați făcut poze? Am făcut cu telefonul mobil, am avut grijă să-l țin aici ca să nu se descarce. Noi aveam o haină specială, costumul ăsta, și am avut grijă să-l țin la corp ca să nu se descarce, pentru că noi până în vârf am făcut vreo 9-10 ore și respectiv când l-am scos în vârf am făcut poză și când am făcut ultima poză și am rugat ghidul să-mi dea telefonul să verific dacă e așa cum, mă rog, noi femeile trebuie să verificăm dacă e așa cum trebuie și mi-a părut că telefonul se descarcă, gen low mood, low battery. Și eu m-am uitat, eu am făcut 157 de poze în vârf, nu glumesc, da. Dumnezeule, adică da. Acum telefoanele sunt mai performante decât da. Era atunci când și își permit acest lucru. Cum erau ceilalți? Adică a ajuns cineva, nu știu, să bleșine acolo, să aibă o stare de istovire totală sau toți au euforia asta și adrenalină și Hai să zic altfel, din 408 permite, așa se numește actul care se eliberează de Ministerul Turismului din Nepal pentru escaladarea Everestului, anul acesta au escaladat 195 de persoane, adică mai puțin de 50%. Restul nu au ajuns, nu au putut, au renunțat, s-au îmbolnăvit. Sau, deci e o statistică, e o rată de ridicări foarte, foarte mică, datorită condițiilor climaterice care a fost. Cineva a așteptat, cel mai greu, de fapt, este, da, este greu și escaladarea și, dar e foarte greu de așteptat timpul. Adică sunt două ieșiri de aclimatizare în care tu îți obișnuiești corpul cu înălțimea așa, după care te întorci în Everest Base Camp și aștepți acest geam, ferestre, pagodnaya okno în rusă se spune, ca să mergi sus deja până în vârf. Și voi ați așteptat Noi mult. Am așteptat 12 zile ca să putem să mergem. Și noi am fost, deci au fost trei zile din astea în care s-a putut de escaladat, de ajuns până în vârf. Asta a fost 11-12 mai. Dar atunci a mers prințul de Bahrain și cumva prognoza a fost făcută doar pentru ei, iar pentru restul era arătat că nu-i prognoza. Și respectiv s-a ridicat doar el cu echipa sa. Și câțiva oameni care, nu știu, au văzut că ei s-au dus și ei după. Au fost pe 23 și 24 jumătate de zi, atunci când am fost noi, și a fost pe 31 iunie. Și iată, în 23-24, pentru că toată lumea deja a așteptat foarte mult timp, noi am urcat 150 de persoane, 150-180, așa, adică toți care au pornit, dar au ajuns clar că nu toți.
Și deja pe 31 și 1 foarte puțini, pentru că ăștia care nu au urcat pe 23-24 au așteptat pe 31 și 1, mulți din ei au renunțat la jumătate, adică au așteptat 4-5 zile, deja erau epuizați și au renunțat, au zis ok. Altcineva s-a îmbolnăvit, au fost foarte multe îmbolnăviri de COVID. Noi am fost foarte restricționați la capitolul ăsta de ghidul nostru, el e... Deci noi am fost ca în armată, știi? Adică să nu comunicăm cu nimeni, să nu ieșim, să nu mergem. Când acolo, în Everest Base Camp, e o atmosferă super faină. Adică tu faci cunoștință cu oameni din toată lumea, comunici. Oamenii sunt cu același scop, sunt foarte interesanți. Adică e foarte interesant, dar el pe noi ne-a ținut așa foarte, foarte strict și doar atunci când mergeam pe trek, făceam cunoștință cu alți oameni. Pentru că în Everest Base Camp tot se fac petreceri, tot se fac, adică e super interesant. E ca un lager, știi cum înainte, când eram la școală, mergeam. Dar noi pe noi ne-au ținut și noi toți am fost foarte ascultători și suntem, asta nu va suna modest, dar asta este o realitate. Noi suntem unica echipă din cele 42 de echipe din anul ăsta care a escaladat în 100%, în componența 100%. Wow! Unica! Deci dacă o să vreau să urc pe Everest, o să-mi dai contactele. Mergi cu Valentin, da. Eu ziceam un pic mai târziu să facem tot parcursul ăsta până ai ajuns pe acoperișul lumii, dar nu o să-mi ierte cei care privesc interviul. Hai să o luăm de la început. Când tu ai înțeles că vrei să urci pe Everest, eu am văzut un video la tine pe Instagram cu Irina Galai, și a zis cea, dar poate tu o să fii prima moldoveancă care o să urci pe Everest. Și tu atunci a fost momentul ăsta în care tu ai înțeles că s-ar putea? Nici nu atunci, cred că peste o zi. Atunci când eu am sunat-o, noi eram într-un eveniment în Turcia, ea era speaker și eu eram speaker pe tema mea, eu am avut o zi și ea a avut o zi. Și respectiv 3 zile am avut libere, că era cumva sejurul de 5 zile. Și eu am sunat-o să ieșim la prânz, nu știu unde să ieșim, și ea răspunde la telefon și zice, не могу поверить, у тебя в номере телефона высота Эвереста. Deci numărul meu de telefon e 8848, adică e înălțimea Эверестului. 8848, da. Wow! Și ea zice, Оля, это знак, ты не поняла, это знак, ты точно должна там быть. Și cumva, iată, mai erau semne din astea, știi? Adică, știi, este gluma asta, că trebuie să putem să deosebim semnele de reclamă targetată. Păi iată, aici nu era cumva reclamă targetată, dar erau într-adevăr niște semne. Plus, mie îmi plac foarte mult munții. Deci, atunci când eu nu aveam posibilitatea să merg la odihnă de 2 ori pe an, dar doar o dată, eu alegeam întotdeauna munții. Eu schiez de vreo 15 ani, foarte activ, bine și mă gândeam chiar 2 ani în urmă când am fost la ski, mă gândeam oare care ar fi următorul nivel pentru munți. Și, dar nu bănuiam, adică la noi în țară nu este dezvoltată cultura alpinismului, trecurilor și așa, mai mult în România, Ucraina, că ei au munți. Și nici nu mi-a venit prin cap ideea asta. Și atunci când a apărut Irina în viața mea, eu sunt genul de om, știi, care înțeleg că orice om întâlnit în viața asta nu este întâmplător. Și uite, astăzi eu de la tine o să învăț ceva și sunt sigură că nu este întâmplător de ce am ajuns anume astăzi la tine, dar nu o săptămână în urmă sau... Da, noi vorbeam, da. Că imediat cum ajungi să vii la mine, eu mă bucur. Ai reușit să digeri tot, să înțelegi ce s-a întâmplat. Eu presupun că și acum ești în proces. Da. Și atunci ți-ai zis, eu aș putea să fac asta. Cum ai aflat că n-au mai fost moldovence? Ai înțeles asta și ai zis că e un motiv în plus. Da, adică cumva ea zice... uite, nu am mai fost moldoveni și pe urmă când am început să discutăm, știi, de genul, dar de ce tu ai făcut asta, da? Și ea zice, da, mi-e tot cineva mi-a spus. Valentin Sipavin, apropo, tot el i-a spus, a fost ei niște munți, nu știu ce, și zice, noi zburam spre casă și el cumva mi-a spus, slușai, tipa, a ne bă la Ucraina când e Everestia, ty bă smogla. Și zice, și eu am zis, dacă el crede că eu pot. Și cumva, dar la mine, la mine cumva a funcționat, știi, ca o provocare de genul, asta e una din cele mai scumpe expediții din lume, în general, din cele existente. 69 de mii de euro. Da. Și respectiv eu am zis, știi, prima care vine, oricum e ce creierul, da? Că, băi, nu-i real, adică eu n-am banii ăștia, asta nu-i real de făcut, poate cândva, la 50 de ani. Și primul mi-am adus aminte că eu cândva
mi-am promis să nu las lucrurile să le fac pe urmă la 50 de ani, când poate eu nu o să am sănătate sau poate eu nu o să ajung până la 50 de ani, pentru că tu nu știi, ieși afară, petrecere de pietoni și te lovești mașina și gata. Și am zis, nu, nu trebuie de amânat, trebuie cel puțin să încerci și să spui, nu știu, să găsești o modalitate de a aduna acești bani, da, nu e real de făcut într-un an, de exemplu, la noi în țară, sau poate e real, hai să vedem ce putem să facem. Și am zis, ok, ușor spui că nu e real, dar tu încearcă și fă ceva pentru asta și numai după asta spune că nu e real. Și din când l-am cunoscut pe soțul meu, Bogdan, el întotdeauna îmi spunea așa, nu există nu pot, există nu vreau, scumpa. Dacă tu, ce înseamnă nu pot? Tu nu vrei, că tu dacă vrei, tot poți. Și eu... El când îți spunea asta, nu știa că tu da, să vrei pe Everest. Da, atunci noi vorbeam despre o pașot, că eu spuneam că eu nu pot să le gătesc, știi? Și el zice, nu există, nu vreau să-ți dau un video de pe YouTube să vezi cum să gătesc tare ușor. Și când a auzit ideea ta? Și când a auzit, cumva așa era... Poate sceptic, poate înțelegea că real este un buget prea mare, poate, dar în același timp el întotdeauna a înțeles și a știut că eu dacă îmi doresc ceva mai devreme sau mai târziu, eu o să realizez și el a înțeles că asta o să se întâmple. E vorba de timp. Într-un an, doi, de asta o să se întâmple. Și cumva m-a lăsat, adică deci niciodată nu mi-a spus... Știi cum e la noi. Dar și ți mai trebuie. Hai, las, te rog frumos și n-ai cu și te ocupa. Tu e normal, nu știu, în Bali sau de bugetul ăsta și trăiești 3 ani. Și asta când s-a întâmplat? Deci decizia, însăși decizia propriu zisă s-a întâmplat cu 7 luni înainte, cu 6 luni înainte. Adică până la plecare cu 6 luni înainte, pe 4 octombrie, când eu i-am scris. Adică Ira mi-a trimis... Instagram profilul lui Valentin și mi-a scris, uite, asta e ghidul cu care tu ai să pleci pe Everest. Și am zis, ok, dar trecuse deja vreo jumătate de an, de când noi, un an, de când noi ne-am întâlnit cu Ira prima dată și vorbisem despre asta. Și eu am zis, băi, dar eu real n-am făcut nimic pentru asta, că poți să spui că ce n-ai spune, că e pandemie, dar tu măcar nu te-ai interesat, adică vezi ce antrenamente trebuiesc, hai să vezi bugetul până la urmă. Și exact în momentul acela i-am scris, Здравствуйте, Валентин, у меня с вами на Эверест. Я же по-моему, я рейди де мини, зича. Ты парки спус, слушайте, а вы маршрутка номер 3 мне с вами в центр города. Он везут, а чел месседж ты лай постат, и вы пац интернет ин Киев, а здесь там. Что не интернет ин Киев, вам дискута, да, ел мя зис, и я реал, ну, не целеджам, дюнди я сам бани ештя. Дар я не целеджам, ки я... Дар ты кудай, кай ма ефтин, тотуш? Ну, оркум, я ла чел момент мы документасим. Адика, știi cum, gen, expediția costă 60.000, da, echipamentul, biletele, tot, adică se ridică, e mai mult de 69, chiar e mai mult de 69.000. Care e suma finală? N-am calculat-o, dar cred că e 80, adică plus 10.000 între timp, biletele, cazarea de după sau, uite, a fost nevoie de elicopter, de exemplu, să coborâm din Everest Base Camp în Namche pentru a ne recupera înainte de șturm. Asta nu intră în expediție și atunci când 5 oameni zic da, tu nu poți spui nu, că voi sunteți echipă, voi sunteți împreună și astea sunt niște cheltuieli suplimentare care gen nu costă 10 lei carotiera, știi? Acolo ăsta e business-ul oamenilor care ei fac business-ul ăsta o lună jumătate ca pe urmă să trăiască un an în Nepal. Deci oamenii lucrează o lună jumătate ca pe urmă să trăiască un an. Și respectiv, iată, sunt cheltuieli din astea se adună, apoi cobori acolo, nu știu, la fel. Tu decizi, poți stai în base camp, adică cumva expediția nu include să cobori, să vii, dar noi colectiv am decis că mergem și atunci te conformezi și înțelegi că ok, azi vin acasă și o să mai lucrez. Și atunci ai înțeles că ai de câștigat, trebuie să câștigi și destul de rapid sau să faci rost de acești bani. Da. Și ai lansat ediția limitată de vinuri. De vinuri. Care s-a vândut. Care s-a vândut, cred că mai am vreo 90 de sticle și am zis că o să le vând mult mai scump. Din 1000 și? 1000. 1000. 1000. Și câți bani ai făcut pe ediția limitată? Era 30 și ceva de euro sticlă. 49 de euro sticlă. 49. Și vreau să-ți spun că la început mai mulți îmi spuneau, gen, e tare scump. Tu zic, da, dar câte sticle eu trebuie să vând ca să adun 50.000 de euro, da? Adică... Și eu am fost mega surprinsă și sunt recunoscătoare absolut fiecărui om care
care au cumpărat o sticlă, care au cumpărat două, care au cumpărat o ladă. Acum zi de pregătire. Ce pregătire implică escaladarea Everestului? Da. Pentru că toți au impresia că ai alergat un pic prin parc. Asigur. Și pa-pa. Da. Alerga prin parc 50 de kilometri pe săptămână. Adică în fiecare zi câte 10-5 zile din săptămână. Și plus mai sunt niște exerciții speciale care le făceam cu antrenoarea la sală. Gen niște ridicări, niște chestii de rezistență, ca să-ți mărești rezistența. Și chestiile astea de rezistență. Dar și tehnici anumite care le faci doar în munți. Noi am avut antrenamente în Carpați, care pe scări, pe frânghii, pe asta se învață. Pentru că eu nu am mai avut astfel de experiență până atunci. Adică oricum sunt niște elemente de alpinism care trebuie să le deții și care la noi în țară cel puțin nu ai unde să le faci. Tu ai mai escaladat da. Kilimanjaro. Da, cel mai înalt punct din Africa și Ojos din Chile, cel mai înalt vulcan din lume, apropo. Deci acest lucru este necesar pentru a te pregăti pentru Everest sau... Da. La discreția da. Fiecăruia. Nu, deci atunci când ne-am... Da, sunt oameni care au escaladat Everestul fără niciun munte înainte de asta. Există așa case-uri. Valentin are un pic altă strategie și el mi-a spus din start că, uite, Olga, trebuie să mergem întâi pe un munte în general să vezi dacă îți place. Și noi am mers pe Kilimanjaro, după care a fost Ojos pentru înălțime, el are 7000, aproape 7694. E pentru aclimatizare, da? Ca corpul să fie obișnuit că la înălțimea asta. Pentru că, de fapt, ce se întâmplă? Din lipsa de oxigen și de la altitudinea mare, corpul crede că, știi, e asemeni, nu știu, cum ai fi într-un accident rutier, nu de doamne, da? Și corpul intră într-un șoc și stopează lucrul la toate organele. Și atunci, foarte repede, se întâmplă hipoxia la creier, deci de asta mor oamenii imunți. Că, sau cum cineva îmi scria, de ce nu, dar și așa mult timp pe Everestul și ala. Și dacă ați ajuns în 8 zile la 5364, cât o mai rămas până la 8848? Voi ați făcut mai mult de jumătate de drum. Ok, zic, vă rog frumos, studiați, citiți Google. Ce e cu lungă 2 km, 3 km? Da, exact, da? 30 de minute. Deci e necesar să mergi și în munți și să ai o pregătire fizică. Da. Tu ai înțeles că îți place, da? Deci... Da, deci după Kilimanjaro, chiar dacă au fost 5 zile de ploi în continuu, dar mie mi-a plăcut foarte mult experiența. Deci eu eram atât de entuziasmat ca un copil, chiar dacă mi-am ars jumătate de față, asta tot din lipsă de experiență. Dar eu am venit atât de entuziasmată și eu mergeam din, că nu erau zborurile directe din Chișinău, de unde veneam, din Africa în Chișinău și am zburat în Kiev. Și din Kiev veneam cu mașina personală acasă. Și eu pe drum, eu țin minte unde eram, locul cel ăla, scriam lui Valec, davai, какая следующая гора? Și el zice, да ты домой доехала. Dar psihologic, cum te pregătești pentru escaladarea Everestului? Știi, cred că asta e una din cele mai importante componente și vorbeam, îți spuneam că m-am întâlnit în ziua în care am zburat în Nepal, m-am întâlnit cu Andrei Carpenco și el este un om extraordinar. Eu sunt atât de recunoscătoare că anume cu el m-am întâlnit în ziua aia și am înțeles că nu e întâmplător pentru că el mi-a dat așa niște tipsuri. Și el spune, Оль, слушай, ты самое главное уже сделала. Ты приняла решение. Все, дальше как пойдет. Zice, nu fiecare om se decide să fac asta. Și dacă tu ai decis, înseamnă că moral și psihologic, tu ești gata pentru asta. Și eu sunt sigur că la tine tot o să fie. E foarte greu. Am zis că noi am mers pe traseul ăsta care e mai complicat și Andrei tot a fost pe traseul ăsta și el știe exact despre ce vorbește. Și el mi-a zis, e foarte greu, nu o să tvoim nastroiem, все будет. Și cumva, eu am înțeles că e super important să te setezi corect, dar cel mai important este să nu-ți setezi așteptări. Dar până ajunge în lagărul de bază, zbori în Kathmandu. Da. De acolo trebuie să urci. Da, pe jos. Pe jos. Da. Și v-a luat asta 8 zile. 8 zile, da. Deci înțeleg că erau și șerpacii cu voi și iacii. Sau cum funcționează? Inițial nu, pentru că nu era nevoie. Adică erau doi oameni. Deci uite, funcționează în felul următor.
Eu am fost printr-o companie, prin intermediul unei companii ucrainești din Ucraina, dar compania din Ucraina are pe loc o altă companie nepaleză cu care livrează, prestează serviciile astea, da? Și respectiv Sherpa sunt de pe loc și ei sunt gestionați de compania nepaleză. Respectiv pe trec, cu noi a fost gen fondatorul la compania nepaleză, care eu am aflat când am ajuns în Basecamp, el e fondator, adică mie îmi părea că el e Sherpa și merge cu noi, are grijă. Și era, deci era el și încă doi Sherpas, care pur și simplu mergeau ca să ne cunoaștem mai bine, pentru că pe trec nu ai nevoie de ajutor. Prima reacție, prima stare când ai ajuns în lagărul de bază. Deci acolo sunt multe companii, sunt multe corturi. Dar el e foarte mare, foarte mare. Adică, uite, doar 408 oameni care merg pe Everest. Fiecare din acest 408 oameni au șerpa, adică cel puțin un om, dar în general, cu personalul de deservire. Mă refer la bucătari, la băieții care duc bagajele, cam ar fi doi oameni jumate la om și plus încă mai sunt cei care, Everest Base Camp îi include și pe cei care urcă pe lodze. Este un munte, un vârf 8518 și au fost vândute și 100 și ceva. Deci mulțește 500 la, deci vreo 3.000 de oameni, 4.000 de oameni. Wow. E foarte mare. E foarte mare. E ca un oraș, e ca un, nu știu, e foarte mare. Și care a fost la tine prima reacție? Acolo poze, să vizitezi tot sau totuși ajungi obosit acolo? Da, ajungi obosit, bineînțeles, dar ți ia o zi, două încât îți revii. Adică, da. Eu nu știu cum să-ți explic, dar oboseala asta era... Știi când ești super entuziasmat și totul e nou pentru tine, tu parcă îți pare că nu obosești. Și sunt zile în care nu poți să adormi, pentru că ești extrem de excitat de la toate, tot ce ai văzut, tot ce vezi. Primul antrenament pe cumbu, de exemplu, da, când noi am ieșit și tu înțelegi că ăsta e antrenament, dă-i și așa e înalt și acolo e crăpătură. Și... Acum, ca să explicăm, este... Este un ghețar. Este foarte un ghețar foarte periculos, cu crăpături super mari, relieful căruia se schimbă de la o zi la alta, adică dacă e mai cald și s-a topit ceva, ca să treci anumite porțiuni de drum sunt scări, sunt clar că sunt frânghiile de siguranță peste tot, sunt pereți din ăștia care te urci foarte greu. Și, de exemplu, dintre prima și a doua ieșire de aclimatizare, deci el schimbă fiecare zi. Pe cum funcționează o echipă de, se numesc Ice Doctor, de oameni care deservesc. Adică dacă tu mergi azi și acolo o scară din trei scări, păi peste trei zile, dacă revii sau dacă mergi înapoi peste o săptămână, nu mai este, poate să nu mai fie, poate să fie deja perete, pentru că el se topește. Și cum îngheață noaptea, așa are relief dimineața. Înțelegi? Adică nu e același traseu de fiecare dată și ei, acolo oamenii lucrează în fiecare zi ca să pună frânghiile, ca să, deci se numește, sunt doi termeni, nu știu cum ar fi în română, perilna comanda, adică perila, să are în vedere frânghiile astea de care ne ținem și ai doctorii care pun scările. Dar în mod normal este cineva acolo care asigură traseul ăsta, deci scările și tot asta, da, până sus. Da, adică deci... oricum el este făcut de către ei, de către echipa asta care deservește ghețarul. Expediția a început pe 18 aprilie. Da. Și tu pe data de 23 mai ai ajuns sus. În toată perioada asta sunt vizitele astea de aclimatizare în campul 1, 2, 3 și 4. Trei. Deci în camp 4 ajungi o singură dată atunci când mergi la Push Summit. Deci cumva de asalt ăsta când... Da. Și acolo nu poți sta foarte mult timp pentru nu că poți. Organismul... Este, adică din camp 3 când pornești, nici nu dormi în camp 4, este foarte periculos. Au fost chiar anul ăsta cazuri când o domniță la întoarcere a rămas să doarmă în camp 4 și nu s-a mai trezit. Efectiv nu putea să ajungă jos. E periculos. Deci înălțimea asta nu este... De asta și nu că se recomandă, dar este must să ajungi în camp 2 după escaladare și să-ți revii chiar în camp 2. Adică tu urci la 8848 și trebuie să revii la 6400 înapoi. Tu începi urcarea de la 700 din camp 3, adică de la 6 dimineața, cum te trezești, începi urcarea, ajungi în camp 4, tu nu dormi, tu stai doar 2 ore, 2-3 ore să-ți revii un pic, bei ceai și nu te mai culci, dar noapte pornești mai departe. Și tu ești efectiv, iată, noi am pornit la 6 dimineața din camp 3 și înapoi am ajuns la 6 seara în camp 2. Adică
36 de ore tu ești în mișcare continuă. Bine, ai aceste două ore care le stai în camp 4 pentru push summit, adică tu bei ceai, ți-ai încărcat butelia cu oxigen, ai verificat toate lucrurile pe care le ai cu tine, ai îmbrăcat ea, în cazul meu. Da, încă la asta ajungem, o să vreau să-mi zici. Da. Dar spune-mi vizitele astea de aclimatizare, deci când simți dificultatea sau ele se dau ușor? Adică este nu, tot iată, pentru mine, noi... Pentru mine a fost paradoxal cumva, dar pentru mine a fost foarte greu trecerea din camp 1 în camp 2, a fost foarte greu. Așa este acolo o porțiune, de parcă ar fi o tigaie, știi? Iată munții și aici platoul ăsta și tu mergi și soarele foarte aproape și se creează ca o... Deci e o căldură de asta, dar nici nu pot să o numesc, nu știu dacă poți să o simți vreodată în viața de zi cu zi cât de cald n-ar fi, dar e un fel de parcă ești într-o tigaie cu capac. Adică de sus bate soarele, de aici munții te protejează de vânt și nu-i de nici tot. Vânt, și nu-i nici vânt, nu-i nimic. Și eu încă eram, prima dată eram în lingerie termo neagră și atrăgea tot și efectiv știi parcă iată, senzația de la radiație de asta solară super puternică, iată asta, pentru mine asta a fost cel mai greu, de fapt, în toată escaladarea. Deci eu efectiv mergeam și vreau peste fiecare 5 minute să mă așez, dar Andrei îmi spunea, nu te așeza, adică încearcă să te oprești, să tragi aer și mergi mai departe, pentru că cu cât mai mult te odihnești, cu atât mai greu te pornești. Și iată, pentru mine porțiunea asta a fost cea mai grea. Eu am văzut acolo, tu filmai, era scara, erau funile, cineva trecea, deci efectiv era gaură și destul de mare. Și tu te amuzai acolo, mai făceai ceva așa, filmai? Bun, eu eram sigură că pe siguranță și să încheiat cum trebuie, pentru că, uite, foarte multe decese se întâmplă din cauza că cineva crede că, da, aici nu mă închei, că parcă e lat, știi? Adică, uite faza cu încheierile și cu siguranțele. Ele doar nu sunt așa că tu te închei odată și ai mers până în vârf. Tu te închei, te deschei, te închei, te deschei. Și asta la un moment dat te epuizează. Adică, și oamenii, gen, ei, da, aici nu e așa de lat. Ei, da, aici n-am unde scad. Ei, da, aici nu știu ce. Și-a venit fie o avalanșă, fie un vânt puternic. Vânturile sunt așa de puternic, că efect, pe mine m-a dat jos de picioare. Adică, eu sunt micuță. Eu când am ieșit în camp 4 să ieșim la Push Summit, până ne-am îmbrăcat rucsacul, apă vântul m-a suflat în cort. Adică, eu am ieșit și tare, tare era vântul, că el m-a dat jos și eu am căzut peste cort. Mi-am pus rucsacul plus 6 kg și s-a reglat situația. Dar, iată, vorbind cred perioadele că... astea, când voi mergeați pentru aclimatizare, tu ai postat la un moment dat, erai cu un șerpa și ați văzut pe cineva care atârna acolo. Deci, da. Efectiv, ați salvat viața da. Unui om. Asta chiar a fost. Asta când s-a întâmplat? Asta, noi mergeam înapoi de la prima rotație de aclimatizare, veneam înapoi spre Everest Base Camp. Și eu coboram, bineînțeles că poate mai încet. Deci sunt oameni care, ceea ce am înțeles eu, în afară de cei care sunt sleiți de puteri și mor în munți, sunt foarte mulți cei care, deci munților nu le plac șmecherii, munții nu iartă prostia. Care au prea mult încredere. Da, nu că prea mult încredere, dar de genul, e că până asta scoboare scările astea, de eu să iau frânghii de anul trecut și scobor eu pe aici. Munții nu iartă așa ceva. Sunt niște reguli stricte pe care tu trebuie să le urmezi. Și dacă tu încerci să faci careva manevră de genul ăsta cum a făcut domnul ăsta din Munte Negru, păi dacă nu eram noi, eu cred că nu știu. Dar așa a fost că noi să fim în momentul cel acolo și nu așa, dar șerpa meu zice, Olga, scara asta e tare spectaculoasă, vrei să fac un video? Și eu zic, da. Și el zice, ok, înseamnă că eu cobor, tu îmi dai telefon, eu cobor și te filmez cum tu cobori, că era așa din trei părți făcut. Și el mă filmează, dar eu îl văd pe asta cum el se duce pe frânghii veche. În primul rând, pe frânghii veche, adică frânghiile se scot în fiecare an, dar uneori mai rămân unele porțiuni. Factor românesc există peste tot. Și ăsta a apucat frânghia veche și a vrut să treacă mai repede, să nu mă aștepte pe mine până eu parcurg tot. Plus a văzut că ăsta filmează, cred că și s-a gândit că asta o să dureze.
Și el s-a apucat să coboare și acolo era crăpătura. Ai văzut, nu știu dacă se vedea, se înțelegea în video. Și eu îl văd, pentru că el e paralel cu mine, adică eu pe scară, dar el a luat-o într-un fel, prin arătură, știi? Și eu îl văd și îi spun, Navang, las telefonul și salvează-l, că prinde-l, adică... Dar ăsta, Sherpas, ei sunt foarte... vezi, dacă am vorbit o lună jumătate doar rusă, mi-e greu câteodată să traduc. Ei sunt ca niște câini din ăștia, știi, care foarte mult țin la stăpân și nu se duc nici pe un... Și el e responsabil de viața ta într-un final. Și el știe ce nu filmează și eu zic, lasă-mă telefonul și ăla, apucă-l, fă-l-a. Și el cu și eu am început să cobor mai repede, i-am luat telefonul din mâini, dar el era la video, adică asta s-a primit de filmat pentru că cumva el nu a stâns, nu a deconectat și nu l-a lăsat jos. Și l-a prins, dar era foarte periculos să cadă și el, pentru că era perete, îl trăgea pe ăsta, dar el greu și îl trăgea pe ăsta altă înapoi. Și mai pe scurt, era o situație tare... Și deja când l-a tras, dânsul trebuie de tras și de așezat jos. Și aici am intervenit eu și l-am apucat de rucsac să-l țin jos, pentru că era crăpătură. Eu am început să plâng. Deci eu când am înțeles că el e jos lângă mine, eu l-am cuprins pe dânsul, că eu înțelegeam ce spaimă a tras el. Nu, eu nu știu cum, asta s-a întâmplat instinctiv. Da? Eu l-am ca pe orice copil, știi? Și eu l-am cuprins și eu am început să-mi curgă lacrimile incontrolabil. Și el tot. Și el tot. Și numai thank you, thank you, thank you. Atât. Doamne, povestește asta și da, e super dificil să-ți imaginezi, dar atât de aproape ești acolo la fiecare pas să mori. Când prima dată ai văzut un cadavru? Când urcați la aclimatizare sau deja când a fost ascensiunea? Când a fost ascensiunea, pentru că 2 ani în urmă Ministerul Turismului din Nepal a decis toate cadavrele să le scoată de pe munte și doar cele mai sus de 8500 nu se pot da fizic, adică e complicat fizic de făcut lucrul ăsta. Și respectiv la ascensiune doar am văzut primul, cred că pe la 8500 chiar. Acum efectiv, vezi o bucată de scurtă sau vezi... Nu, vezi un om care doarme. Pentru că acolo sunt minus 46 de grade, nu se descompune absolut nimic. Și tu vezi tot, adică e ca și un om în echipament care nici nu și-a scos masca. Înțelegi? Adică tu vezi, e ca și cum congelat. Nu știu cum să-ți explic. Și care a fost reacția ta? De genul, voi mergeți acolo și e absolut normal? Da, e chiar alături, la un metru, gen. Primul era la un metru, al doilea era, gen, chiar trece pe lângă capul lui. Așa e traseul făcut. Și nu e, deci nici, acolo nu sunt păsări. Adică nu nici rupt, hainele nu sunt rupte. Nu, deci e ca și cum, nu știu, ca și cum aș fi cu capul zăpadă și aș fi adormit, știi? Adică totul e întreg, absolut. Bun, eu nu știu cât timp au acele cadavre acolo, dar e absolut așa totul intact. Doamne. Zic cum a fost ascensiunea, 23 mai. Da. Tu înțelegi că urmează, înțelegi că timpul este bun, înțelegi că următoarele câteva zeci de ore tu o să fii pe traseu, sus și ulterior jos. Nu înțelegeam, pentru că timpul se schimba gen la fiecare 2 ore. Știi? Va arăta vânt puternic, va arăta și Valentina a decis să mergem în camp 2, adică din Everest Base Camp să pornim, pentru că e nevoie de timp. Și arăta acolo pe 23 un geam, dar te pornești, noi ne-am pornit pe 19 seara, cred. Și de asta mai multă lume m-a întrebat, dar de ce n-ai spus că vă porniți? Pentru că nu era clar, adică ce să zic înainte de vreme, pentru că noi am ajuns în camp 2 și da, ne-am uitat la timp, adică i-a transmis timpul că uite, da, parcă. Dar nu știam, puteam să ajungem în camp 3 și ne întoarcem înapoi. Și respectiv, eu m-am pornit și spuneam lui Bogdan, zic, uite, s-ar putea noi să lipsim 5 zile, pentru că mai sus de Everest Base Camp nu mai există internet, nu mai există legătură, nimic. Și zic, s-ar putea să lipsim 5 zile, dar s-ar putea să lipsim 9, pentru că, uite, arată pe 23 și pe urmă pe 29 era următorul. Și noi am ajuns în camp 2 și ne-am uitat la timp, da, și parcă era ok. Adică, știi, era... De genul, eram super pregătită să dureze și 10 zile, chiar dacă înțelegeam că mod normal durează 4-5.
Și atunci când am pornit deja din camp 2 în camp 3 și am ajuns în camp 3 și am înoptat și am înțeles că pornim la 6 dimineața, cred că atunci a venit conștientizarea că, uite, e ultimul push, așa și se numește din engleză push summit, zic, e ultima... Și eu cumva eram tare entuziasmată pentru că noi am așteptat 12 zile și, sincer, nu mai aveam răbdare să pornim. Și atunci când am pornit, am zis, Doamne, te rog, fă ca să fie tot timpul bine, să fie tot ok și să putem merge. Eram tare entuziasmată, deci nu știu cum să explic, eram tare entuziasmată. De ce trebuie să ții cont atunci? Deci am văzut că tu aveai și drapelul companiei soțului tău, aveai da. Și ei ai îmbrăcat-o. Da, am îmbrăcat-o. Deci, de unde toate chestiile astea? Cum le ai în minte, ținând cont că e atât de totul... Eu am luat mai multe drapeluri cu mine pentru că, nu știu, companiile prietenilor sau... nu știu... Eu cumva eram, nu că convinsă, că nu știu dacă e corect de spus așa, dar am zis, păi, dacă mă duc, ce mă costă să iau, că nu e așa de greu. Cu ea, ideea a apărut atunci când, pe fiecare munte, eu îmbrăcam vreo rochie sau ceva de genul ăsta, când am mai fost pe Kilimanjaro, de exemplu. Dar aici înțelegeam că nu e posibil, că e minus pază 6 și plus costumul ăsta, tu n-ai cum să-l scoți, că el vine așa de întregul. Și am zis atunci, dar să fiu ei, că eu să pot să deschie fermoarul și să vadă că e. Să fie un element ceva național, ceva să marcheze cu adevărat evenimentul ăsta. Știi cum? Noi moldovenii, la orice sărbătoare, cumpărăm rochii nouă sau pantofi noi. Nu e așa? Adică când te duci, nu știu, la o nuntă, la corect, o... Corect. Orice eveniment important din viață se marchează cu o ținută. Și eu atunci mă gândeam, ce-ar fi? Și am zis, să fie ei. Că e posibil să îmbraci ea deasupra la lingerie termă și după asta o deschei, da, nu poți să faci poze așa, că sunt minus faza 6. Deci aveai efectiv cu tine, ea era îmbrăcată, dar în rucsac mai aveai câteva elemente pe care le-ai scos și cu care ai făcut poze atunci. Ea, să știi că mi-a trimis-o Valentina Vidrașcu chiar în Nepal, adică mie mi-a venit ideea asta când noi deja eram acolo, că mă gândeam ce poate fi și cumva de acasă mă gândeam, da, am uitat, n-am mai sunat, eram prinsă în... Așa, la 6 dimineața a început ascensiunea. Nu, la 9 seara a început ascensiunea. La 9 seara. Cum funcționează totul, zi punctual? Deci, la 9 seara ieșim din corturi toți, verificăm echipamentul, oxigenul, tot să fie perfect, astea. Am uitat cum se numesc, da, coșchi din rusă. Verifici să fie bine încheiate, pentru că sunt cazuri când o banalitate din asta te costă viața. Să fie bine încheiate, adică ghidul verifică absolut tot, tu verifici, se spune foarte mult că în munte fiecare este pentru dânsul. Chiar dacă tu ai ghid, chiar dacă tu ai șerpa, chiar dacă tu ai oxigen, verifică-ți, fii bună și verifică-ți butelile cu oxigen să fie pline. Ai încălțăminte speciale, verifică să fie încheiat cum trebuie, să nu se miște nimic. Ai carabine, verifică-le să ai atâtea cât trebuie. Chestia asta, sistemă. Sistema să fie unită cum trebuie să fie. Adică tu ești pe cont propriu și asta este o regulă în munți. Adică da, tu ai șerpă, da, tu ai ghid, dar nimeni nu este obligat. Și nimeni... Este viața ta totuși până la urmă, dar nu e viața... Altcuiva. Dar tu semnezi ceva acolo că dacă se întâmplă ceva cu tine, nimeni nu răspunde sau care este? Da, semnez în contractul care îl faci cu compania cu care mergi. Adică ce prevedere este? Contract. În caz că ce? Că se întâmplă ceva? Proprie răspundere. Dar oricum responsabilitatea și a lor este foarte mare. Da, bineînțeles, și nimeni nu este cointeresat, pentru că pentru orice companie, orice tragedie de genul ăsta, pentru orice companie le afectează imaginea extrem de mult. Dar foarte tu mult. Atunci deja știai că au fost mai multe decese în perioada când voi vă aflați acolo. Deci eu am știut despre un american și un elvețian care de epuizare au decedat. Da, și pe american l-am cunoscut înainte de asta, în Everest Base Camp. Și el avea 40 de ani și avea 5 copii. Doamne! Adică, știi când...
nu știu, mai comunicam noi acolo, oricum ne întâlneam când am mers înapoi pentru odihnă mai jos. Oricum te întâlnești cu oamenii și mai comunici. Și ghidul nostru tot timpul spunea, nu vă apropiați foarte mult. Nu lăsați frâul emoțiilor, pentru că asta te afectează. Dar tu știai deja asta când urcai? Da, eu știam, noi când am mers jos, n-am ce să ne odihnim, a venit noutatea, că e decedat. Și da, uite, toată lumea m-a întrebat, dar de ce? De ce au decedat? Cum au decedat? Și s-a scris că a decedat de la... Epuizare. Altă informație care nu este scrisă în presă este că concret la american s-a finisat oxigenul și până a coborât șerpa în camp 4 și a urcat înapoi la 8600 deja decedase. Adică nicio companie nu este interesată să dea adevăratul motiv, adică dacă este chiar vina lor, ei n-o să spună despre asta, pentru că le afectează imaginea. Și eu întotdeauna zic că și am înțeles de fapt că doar ei știu cu adevărat ce s-a întâmplat acolo. Și a fost greu de procesat informația asta, chiar a fost greu. Chiar dacă am eu teoria asta cu data nașterii și data morții și așa, oricum a fost greu. Când tu ai văzut omul, ai comunicat cu omul și era un bărbat supernant, frumos, plin de viață și nu mai este. E cumva așa. I-au coborât? Da. Pe ei doi i-au coborât. Treptele Hillary, cum ați ajuns acolo? Pentru că ele au căpătat această denumire pentru că Hillary a fost unul dintre primii împreună, îmi scapă acum numele. Da, și mie îmi scapă. Dar unul dintre, chiar primul care a urcat. Ei au fost doi care tot până acum se vehiculează cine a fost primul din ei. Mie îmi place să cred că au fost ambii odată și aia e teoria mea. Treptele Hillary au fost după cutremurul din 2017. A fost un cutremur, nu mai țin minte exact în ce an, 5-7 ani în urmă. Și ele nu mai sunt așa cum erau cândva. Deci oricum a căpătat alt relief porțiunea aia și nu e așa de strașnic cum era cândva. Dar e provocator pentru că tu efectiv mergi pe cum ar fi așa pe margine. Știi? Și acolo tot e... Da, iată, eu când mă uitam de departe, un pic mai jos când eram și eu vedeam cum oamenii urcă, care erau în fața mea, era așa o chestie de wow, strașnic sau... Dar când am ajuns aproape, eu am înțeles că pot. Adică, da, trebuie să fii atent, da, trebuie să te conectezi și acolo cumva... siguranța o conectez pe fiecare porțiune, gen așa, și asta e tare des. Tu ești cu mânuș, îți minus 46, trebuie să fii foarte atent. Și tot acolo este al doilea cadavru, care tu mergi efectiv, treci chiar pe lângă capul lui. Și înțelegi că tu nu vrei așa. Dar asta, într-adevăr, este ultimul obstacol până ajunge sus. Da, da. Asta e ultimul obstacol. Și așa, destul de provocator pentru că, mai ales când veneam înapoi, știi? Încolo era ok, că nu erau, adică cei care erau pe vârf încă nu veneau înapoi și eram numai noi și treceam așa. Dar când veneam înapoi, erau toți 100 de oameni care încă mai urcau. Și ca să treci, adică... Nu e așa, adică tu oricum treci pe aceeași siguranță, e aceeași frânghie și pentru cei care urcă și pentru cei care coboară. Și tu te deconectezi de aici pentru că trebuie să treci omul, te conectezi la om pentru că omul e conectat la frânghie. Prima siguranță o conectezi la om, a doilea după om o conectezi la frânghie, spațiul e foarte puțin, tu stai efectiv, dar îți dai seama păpucii aia mari cu tot. Și te conectezi și înțelegi că și trebuie să te uiți dacă omul e conectat ca lumea. Adică, înțelegi? Omul ăsta care urcă. El e și siguranța ta. Da, el e și siguranța ta. Că dacă el nu e conectat ca lumea, dar tu te conectezi la el, s-ar putea să întâmple ceva. Și iată, mai provocator, porțiunea asta a fost atunci când am coborât. Că erau foarte mulți oameni care trebuiau, iată așa, hop, 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 fiecare trebuia trecut.
și cei care urcă se uită la voi cu mândrie, cu entuziasm. Da, congratulations, na, toți felicitări și ei, da, știi că... Dar e fain și tu așa mergi. I did it. Toată lumea știe că e destul de dificilă escaladarea, dar mulți spun că e mult mai complicată anume coborârea. Cum a fost la voi? Soțul tău scria când a venit cu mesajul ăla de felicitare că Olga este prima moldoveancă care a ajuns pe vârful Everest. Spunea că urmează câteva ore de coborâre și că timpul nu era cel mai bun. Da, timpul era, chiar a fost cel mai provocator timp din ultimii 10 ani, cu vânt foarte, foarte puternic. Eu cobor foarte repede, adică eu pot să urc mai încet, dar cobor foarte repede pentru că știu că asta este important pentru viață și de genul să cobor mai repede și mi-am luat de o grijă. Și într-adevăr a fost complicat, mai ales ultimii, pentru că tu ești epuizat. Adică ți ia 10 ore urcarea, 8-10 la fiecare diferit, dar până atunci tu ai urcat din camp 3 până în camp 4 încă vreo 8-10 ore, te-ai odihnit 2 ore și iar te-ai dus. Adică efectiv tu deja ești atunci când ești în vârf, tu ești 24-26 de ore în mișcare continuă. Și coborârea este complicată, mai ales prima porțiune din vârf până la 8500, pentru că este mai abruptă, tu mergi pe margine, alți oameni urcă, tu trebuie să-i depășești. Și efectiv, în primul rând, tu nu mănânci, nu bei timp de 36 de ore. Oamenii la Push Summit, Igor a slăbit cu 15 kg. Asta e doar în 36 de ore. Adică tu pierzi de la deshidratare, de la faptul că nu mănânci, de la efort fizic extrem de mare. Dar tu? Eu cred că am lăsat vreo 7, dar ele revin. Adică imediat ce începe a mânca, e ok, revin înapoi. Le vezi doar a doua zi și a doua zi ești așa. De parcă... Știi? Parcă... Și asta a fost cel mai greu. Coborârea pentru mine chiar a fost provocator ultimele 20 de minute. Pentru că mi s-a terminat oxigenul, dar eu nu înțelegeam că s-a terminat oxigenul. Și șerpa meu se simțea foarte prost. Și eu l-am lăsat în urmă. Adică el a rămas chiar în camp 4 și eu am zis, uite, eu nu pot să stau să mai aștept, pentru că eu înțelegeam fiecare minut, mie mi-e îngreuna starea, da? Pentru că eu deja eram peste 30 de ore în mișcare când am ajuns în camp 4 din vârf și el nu se simțea foarte bine și trebuia să mai strângă niște lucruri și eu am zis, eu nu pot să aștept. Adică eu înțelegeam că dacă eu aștept, există câteva variante de desfășurare a lucrurilor. Și am zis, eu mă pornesc și tu mă ajungi de urmă, pentru că eu oricum merg mai repede. Dar așa s-a întâmplat că el chiar se simțea prost și deci mergea foarte, foarte încet. Și eu am rupt-o înainte și cu 20 de minute înainte de camp 2, eu am înțeles că mi s-a terminat oxigenul, pentru că tu cobori cu oxigen până în camp 2, pentru că deja nu mai ai puteri și dacă, nici nu-mi imaginez cum ar fi fără oxigen, adică toată lumea coboară cu oxigen. Și mie mi s-a terminat, adică eu am înțeles, nu înțelegeam de ce mi-e foarte, foarte greu, am văzut că mi s-a terminat oxigenul, știi, și încă e o chestie psihologică, probabil, când vezi că nu mai ai oxigen, și mi-era tare greu, deci efectiv făceam 5 pași, mă așezam. Și am înțeles că nu trebuie să risc, că următorul cine venea, am întrebat dacă are stația radio, pentru că eu nu aveam, și am rugat să ia legătura cu compania care era în camp 2 nepaleză și am zis, am rugat să-mi iasă în întâmpinare cu cola, pentru că nu mai, adică să vină să mă întâmpine cineva, că era foarte aproape de camp, zic, la vreo 20 de minute. Și trecea un ghid rus din echipa lui Abramov, dar noi ne cunoșteam înainte de asta. Și el zice, все хорошо? Eu zic, da. Pe urmă zic, da, de ce eu spun că tot e bine, dacă nu e tot bine? Adică, eu zic, nu, немножко тяжело, у меня закончился кислород, zic, da, acuș. Și el zice, nu sta. Eu zic, eu am chemat deja pe cineva, acușul să vină. El zice, nu sta, dă măcar rucsacul să-l duc și hai încet ușor. Și iată, el a luat rucsacul meu și eu am mers încet ușor cu el și într-adevăr la 5 minute cred că a venit și băiatul nostru din compania nepaleză și m-a întâlnit cu cola. Dar cola în munți asta e un fel de
licoare magică, nu știu cum să zic. Adică eu real am băut jumătate de sticlă și am ajuns în 20 de minute foarte bine. Adică e zahăr, care direct merge în sânge și îți dă un push așa bun. Și iată, iată cu ce trebuie să umple rucsacul. Da, dar nu poți să-l umple pentru că e foarte greu și la înălțime. Dar adică, real acolo te pomenești în anumite situații pe cont propriu. Da. Adică cum era aici. Da. Și unii cedează. Ziceai de fata aia care a rămas în camp 4 pentru că era prea târziu, când nu mai avea forțe. Da, și mai am colegi din echipa ucraineană care la fel nu mai avea forță și a rămas în camp 4. Uite, să dormi la înălțime este foarte periculos, că era cineva care nu s-a trezit, ți-am povestit în primul geam care au mers, dar s-ar putea că tu la moment să nu ai consecințe, dar ele se manifestă pe parcurs. Și plus că sunt o sumedenie de chestii logistice, de ce nu dă Doamne s-a terminat oxigenul și nu mai este altul în camp 4 la 7900, riscul prea mare. Și atunci îți aduni absolut toate forțele, toate puterile și te duci în jos. De unde soțul tău știa ce se întâmplă? Știa că ai ajuns sus, că urmează să cobori? Atunci când i-am zis, când eram în camp 2, când eram în Everest Base Camp și am zis că uite, noi pornim la Push Summit și s-ar putea să dureze 5 zile, dar s-ar putea 9, el a fost foarte scurt cu mine. A zis, voi faceți ce vreți cu viețile voastre, dar nu vă bateți joc de mine. De asta te rog frumos, găsești o modalitate să mă anunți cum o să decurgă lucrurile. Și eu am găsit un... Sunt telefoanele astea prin satelit și îl... Foarte scurt îl anunțam. Uite, am ajuns în camp 2, mergem mâine în camp 3. Și atunci când eram pe vârf, asta a fost o coincidență. Adică nu era planificat și n-aveam cum, dar era o coincidență că eu eram cu Valentin Sipavin, cu ghidul care avea radio. Și când a ajuns pe vârf, a luat legătura cu fondatorul nepalez care era în camp 2 și ne spunea despre timp, adică ei între ei aveau legătură. Și asta îi zice, I am on the summit with Olga Pasang. Eu am a doilea nume nepalez care mi l-a dat fondatorul nepalez. Deci la nepalez numele se pune în funcție de ziua săptămânii în care te-ai născut. Și acolo sunt foarte mulți gen Pasang sau Navang, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Și ei îmi spuneau toți Olga Pasang. Și ăsta îi spune, eu sunt I'm on the summit with Olga Pasang. Și Olga Pasang. Dar noi am creat o relație foarte faină cu LACVA. Și zice, da, și eu am auzit și zice, hug her, prinde-o gen. Și eu am auzit că ei vorbesc, dar era la vreo 3 metri de mine și merg rep de la el și zic, dă-mi te rog. Și zic, LACVA, please, text my husband și spune că eu sunt pe top și că vin înapoi și tot o să fie ok. Și el chiar a luat și l-a sunat, că știa că eu i-am zis, uite, am nevoie de telefon de satelit, că soțul meu își face griji și m-a rugat să-l anunț, zic, eu am scheltuit gen 15 secunde de fiecare dată, dar e nevoie de asta. Și uite, așa s-a întâmplat, deci a fost o coincidență. Și atunci Bogdan a anunțat că, uite, pentru că, dar mai mulți moldoveni care urmăreau expediția au scris, este o platformă din Nepal care se numește Everest Today, o pagină în Facebook și acolo anunță toate noutățile, gen cine a escaladat, cine a urcat, cine a coborât, cine cesele inclusiv se anunță acolo. Și mai mulți moldoveni au scris la această platformă și au întrebat, atunci când au văzut că 4 zile sunt lipsă, asta a fost tare, au scris de genul, uite, noi avem o moldoveancă la voi, Olga Țăpurdei, care este situația, că ea nu este 4 zile. Și Everest Today a publicat exact în ziua, adică exact, nu știu, la o oră, două sau poate chiar înainte de Bogdan, nu știu exact, gen many Moldovans asks about Olga Țăpurdei. She is on summit azi la ora atâta, a escaladat cu șerpa ei. Asta a fost tare frumos, adică cumva Bogdan pe urmă când mi-a trimis postarea, zic, wow, lumea și-a făcut griji. A fost tare emoționant. Dar ce simți, uite, asta chiar e foarte emoționant, când oamenii stau acasă și își fac griji pentru tine și vor ca tu să ajungi acolo și tu ești slăit, nici nu știu, de putere, dar în același timp fericită, adică tu aveai în minte că oamenii... Nu văd altă finalitate decât ca tu să urci acolo, să cobori și să fii bine. Da, adică cumva
Știi, eu când primeam mesaje de genul, am multe mesaje, nici până acum nu le-am, n-am reușit să le procesez pe toate, dar sigur o să mă așez într-o zi. Dar de genul, eu eram sigură că tu ai să ajungi. Adică nici nu presupuneam alte variante. Am oamenii au pariat, au pus pariuri. De ce n-o să urc sau n-o să urc? M-am întâlnit acum în aeroportul din București când zburam acasă cu un prieten. Mai suntem, cred că de vreo 15 ani ne cunoaștem. Și el zice, o, Alga, ceea ce ai făcut tu, felicitări, asta e așa de crută, asta e super, super, super. Dar trebuie să spun ceva. Zic, hai zi. Eu am pariat că tu n-ai să urci. Și zic, sorry că am urcat și că ai pierdut pariu. Și zic, dar cu cine ai pariat? Măcar să știu cine era sigur ca să urc. Și asta e ca eu. Soț cu soție au pariat, știi, de genul. Ea zice, și ea mi-a povestit despre situație și zice, și eu îi spuneam, de mai să punem pariul la o sticlă de coniac, de el, nu, 500 de euro, dacă vrei 500 de euro, hai. Și mi-a trimis prin screen-ul cum, după ce am escaladat, ea îi scrie lui pe Instagram, gen, 500 de euro, de el, da, știu, am văzut, a să-ți dau. Asta era tare haios. Dar care a fost primul om pe care l-ai sunat când deja ai avut posibilitatea asta? Bineînțeles că pe Bogdan. Care a fost reacția lui? Atunci am înțeles, Bogdan este un tip foarte stabil emoțional și el niciodată nu-și arată emoțiile, știi, gen prea mult sau... Atunci când a venit la ACPA, chiar proprietarul companiei nepaleze să mă întâlnească, Bogdan, asta o să aud în premieră. Când a venit să mă întâlnească, când mie mi-era greu să ajung în Camp 2 și efectiv eram, cred că deja la 10 minute de Camp 2, primul lucru care a făcut, mi-a dat telefonul și mi-a zis, sună pe soțul tău, că el își făcea griji foarte mult și m-a rugat atunci când tu ajungi neapărat să-l suni. Adică eu încă nici nu eram în Camp 2, eram la 10 minute de Camp 2, am băut cola și după asta l-am sunat pe Bogdan și de pe satelit și am zis, uite, eu am ajuns, sunt bine și el... Tu sigur ești bine? Zic, da. Mâinile, picioarele, ochii, fața. Zic, totul este perfect. Tu sigur? Tu nu mă minți? Tu nu? Zic, nu, tot e perfect. Zic, n-am puteri, vreau să mă odihnesc și vorbim mâine. Sper că din Everest Base Camp. Și el, te rog, să mă suni când poți. Da, eu zic, da. Și am înțeles după voce că, într-adevăr, a așteptat să-l sun atunci când cobor. Tu înțelegi că oamenii care țin la tine, care te iubesc, care își făceau enorm de mult griji. Da. Adică tu până la urmă ai conștientizat prin ce au trecut oamenii ăștia. Da, și chiar ieri m-am întâlnit cu o prietenă și mi-a zis, uite, am avut așa un moment când pur și simplu stăteam atunci când după ce Bogdan a anunțat că uite, ai urcat, când la coborâri și zice, fix pe un moment mi-a stat așa de frică pentru tine. Probabil a simțit momentul ăsta, astea 20 de minute când mi s-a terminat oxigenul și chiar eram sleită de puteri. Și zice, mi-au dat lacrimile și soțul meu îmi spune și cu tine. Și ea zice, băi, nu știu, ceva e la Olga. Ceva e la Olga. Și ieri când îmi povestea asta, transmitea și emoția și cumva... Deci eu simt cum eu mă convin că vreau să ajung cel puțin în lagărul de bază și, de fapt, starea asta am avut-o după ce am privit filmul Everest. Dar tu te-ai gândit la fiica ta în toată perioada asta? Da, sigur. Ce gânduri aveai? Noi vorbeam. Asta nu o să sune modest, dar o să fie un adevăr. Eu mă gândeam că atunci când eu o să meargă la școală și când o să învețe despre munții Himalaya și despre Everest, ea o să poată spună că mama ei este prima moldoveancă care a cucerit Everestul. Ce frumos! Asta era încă un motiv. Un trigger. De ce tu trebuie să faci asta. Eu am o rubrică. Este rubrica Aurelius. Știu că tu ești iubitoare de vinuri bune. Eu sper că o să-ți placă acest Aurelius Cabernet Sauvignon Merlot 2015. O, super, Merlot. Eu ador tot ce este cu Merlot. Mersi. Dar vreau să te provoc. Mulți zic că există viață până la Everest și după Everest. Spune-mi dacă este adevărat și dacă s-a schimbat ceva pentru tine. Da, este adevărat.
chiar dacă eu scriam și într-o postare că eu încă nu conștientizez acest lucru, toată lumea zice asta, dar cel puțin viața mea nu va mai fi cea care a fost înainte de Everest, pentru că eu am cunoscut o sumedenie de oameni, pentru că eu am cunoscut alte lucruri care pot fi făcute, pentru că perioada asta, la sigur, este o perioadă care va avea un impact asupra activităților mele, asupra vieții mele de mai departe. Deci, la sigur, da. Foarte frumos să aud asta. Eu sper să-ți placă acest vin. Sunt sigură. Și mă bucur că am nimerit. Să te bucuri împreună cu Bogdan. Așa o să fac. Mersi. Oameni total nepregătiți ar trebui să încerce să escaladeze? Sunt așa case-uri. Deci sunt așa case-uri, sunt oameni care nu au fost nici pe un munte și au venit deodată pe Everest. Sunt care au escaladat, sunt care nu au escaladat. E foarte individual. E foarte, știi, foarte mult contează pentru ce faci tu asta, care este scopul și care chiar există termenul ăsta în toată industria asta de muntele te primește sau nu te primește. Muntele nu primește pe toți. Și unii pot avea noroc, de exemplu, fără să escaladeze, să urce pe Everest, da, și altcineva poate să aibă o experiență enormă, cum s-a întâmplat în 1996. Cu siguranță tu recomanzi tuturor filmul, da, Everest. Eu am citit și cartea scrisă de John Krakauer. Deci acolo sunt atât detalii. De multe detalii, da, da, și da. Atunci au decedat foarte mulți oameni, 15. Deci a fost o mare, mare problemă. Și iată, când citești așa ceva, te gândești de mai multe ori dacă merită sau nu să încerci și înțelegi cât de mult efort trebuie să depui și ce înseamnă ca o persoană să ajungă acolo. Eu ziceam și o să repet, lumea nu e conștientă de ceea ce ai făcut-o. Până la această urcare, tu erai cunoscută un pic pentru altceva, și anume pentru faptul că faci consultanță în domeniul marketingului și a brandingului personal, consultanță în domeniul Horeca, business trainer și tot așa mai departe. Acum alea cumva au trecut pe planul 2, dar eu sunt sigur că oamenii care au ascultat toată povestea asta ta cu urcarea pe Everest vor să cunoască cine este Olga Țapordei, pe lângă faptul că a reușit în aceste 45 de zile să urce pe Everest. Și eu știu că tu ești din satul Fetița. Da, așa este. Și un sat mic. De fapt, e o denumire destul de curioasă, Cimișlia. Da. Și povestește un pic cum a fost copilăria ta, pentru că înțeleg că tu vorbești în egală măsură și română și rusă, mama ta este vorbitoare de rusă. Da, mama mea este rusoaică. Eu cred că copilăria mea a fost cea mai frumoasă copilărie care putea să fie acolo în Fetița, pentru că nu știam altceva, pentru că era frumos așa cum era la acel moment. Și eu mă amintesc de copilărie cu un zâmbet pe buze și prima imagine care îmi vine în cap este duminică, vara, noi toți acasă, eu am un frate mai mare cu 7 ani și mama ne pregătea un fel de dejun care era pe la vreo 11 și eram toți în ogradă și era foarte însorit, mama are foarte multe flori întotdeauna și după asta ieșeam în drum la joacă, așa noi spuneam, mă duc în drum. Așa toți, da, care erau prin sat, da. Majacă, da. Și cumva, pentru mine Fetița este ceva, nu știu, sfânt, cred că. Mergi des acolo? Da, mă strădui, nu atât de des cum aș fi vrut, dar ultima perioadă chiar mă străduiesc să planific, dacă pot să spun așa. Adică, înțeleg că odată în ceva timp trebuie să... Cine sunt părinții tăi? Mama mea este profesoară. A fost foarte mulți ani director de școală și anume din motivul ăsta eu nu m-am dus să învăț în școala în care era ea, activa ea, pentru că îmi părea că la 6 ani, înțelegi, eu aveam mintea asta și îmi părea că tăți o spună că am notele pe care le-am pentru că mama e învățătoare. Și m-am dus în altă școală, mama mea activa în școală rusă și fratele meu, mama mea a fost diriginta fratelui meu și eu probabil văzând tot asta, am zis că nu-mi trebuie să-mi așa pile. Și am mers în altă școală, în satul vecin, în Gura Galbenei, și acolo am făcut școala.
În Chișinău ai venit prima dată la facultate? 17 ani, da, la facultate, după clasa 11, la Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova, pentru că eu îmi doream să fiu primăriță, că îmi părea că satul nostru tot trebuie să aibă școală. Adică eu atunci când îți dai seama în copilărie, nu înțelegeam că trebuie să aibă un anumit număr de locuitori ca să poată să aibă școală, că n-are sens să țină școală. Și nu avea nici primărie. Primăria, satul nostru era gestionat și este și acum gestionat de primăria din satul vecin. Respectiv, mie îmi pare că eu să fac revul. Și nu ai devenit Am făcut facultatea de administrație publică, am făcut anul 4 facultatea la practica la guvern, anul 5 la președinție și la acel moment eu am început să lucrez în anul 1 de facultate, pentru părinții mei nu aveau posibilitatea să-mi asigure cheltuielile și eu atunci m-am angajat și în anul 4 când un angajat din primărie avea 800 de lei, salariul meu de genul era 5.800, 6.000. Wow. Și eu cumva am înțeles că pentru mine momentan banii sunt importanți și eu nu. Dar cum ai ajuns în domeniul ăsta, marketing și comunicare? Deci ai fost la Celentano, la Botanica, cumva prima experiență așa mai globală. Da, am fost director de restaurant acolo. Eu am lucrat cu Ruslan Cojucaru vreo 10 ani, întâi în telefonie mobilă, din studenție. După care, după anul 5 de facultate, eu am zis, Ruslan, eu de-am făceam bani și ziceam, eram director de magazin, administrator de magazin, manager. Și ziceam, Ruslan, eu de-am sfat cu diplomă, te rog frumos, nu-mi trebuie și altă funcție. Și el zice, Olea, orice funcție din oficiu primești salariu de 3 ori mai mic ca tău. Eu nu știu, eu pot să fac o mărit salariu. Nu-mi trebuie salariu, mi-mi trebuie și statut, că eu sfat cu diplomă, știi? Cum pe noi ne-ai educat. Și el a zis, dar n-am altceva ce să-ți ofer, adică maximum mărit salariu. Și am zis, nu. Înseamnă că mă duc eu să-mi caut în lumea mare. Zic, ok, dar te anunț că mă duc să-mi caut. Și am depus CV-ul la un holding românesc, Pizza Hut, KFC, Paul, și am mers în București. Asta prin 2008. 2008, da. Și am mers în București în 2008 și am făcut acolo practica. Urma să deschidă la noi KFC și Pizza Hut. S-a deschis doar KFC-ul, eu eram pentru Pizza Hut. Au decis să-mi deschidă Pizza Hut, că mergea foarte prost KFC-ul. Și mi-a propus să rămân în București. Am stat acolo jumătate de an și pe urmă am zis, nu, eu trebuie să vin acasă și să fac acasă. Și între timp, Ruslan a adus franciza Celentano, pizza Celentano. Din Ucraina, da? Da. Și mi-am întâlnit cu ei accidental, cu el accidental pe stradă și el zice, da, păi, dacă tot tu ești Horeca, hai, uite, director, îți fii director de restaurant, așa cum tu ai vrut, cu statut. Și am zis, hai. Și după aia, deci ai lucrat câțiva ani acolo? Da, vreo 3 ani. Și au urmat rețeaua Tucano. Da, deci noi am dezvoltat întâi Celentano, fiecare Celentano, Celentano Rușcani, Celentano Centru, eu le-am deschis. Și după asta, da, după vreo 3 ani de lucru în calitate de director de restaurant, Ruslan a decis să conceapă Tucano Coffee, se dorea un nou concept și respectiv am devenit director de rețea Tucano Coffee. Și fiind acolo director de rețea, întotdeauna marketingul era în subordinea mea și într-o zi Ruslan mi-a zis, Oli, tu trebuie să faci marketing. Tu, asta e a tău. Tu, asta e ce, cu ce tu respiri? La tine asta e foarte bine. Treci în marketing. Și am trecut în marketing. Și am început acolo să fac marketing și am început, într-adevăr, îmi place și am început să dezvolt abilitatea asta prin diferite cursuri, Moscova, Kiev, București. Deci unde le găseam așa mai accesibile, mergeam și le făceam. Și am dezvoltat asta. Și cum a apărut Angry Business? A fost ideea ta sau ideea tuturor? A fost ideea lui Alexandru Bordea. Și la acel moment când noi ne-am cunoscut, noi am făcut un proiect, el avea și are compania Evenda, cu Tucano Coffee am făcut un proiect comun, atunci ne-am cunoscut și el povestea despre Angry Business, dar el era în alt format inițial, el cu Alina făceau niște emisiuni, niște interviuri cu oameni de afaceri, ceva de genul ăsta, după care Alexandru mi-a propus să facem parteneriat pe acest proiect, dar în alt format, la fel în trei, dar deja cu cursuri, cu altceva. Și am zis, ok, hai să încercăm și am făcut un an paralel Angry Business și Tucano Coffee, după care a fost o perioadă așa mai interesantă în viața mea și am plecat de la Tucano și am rămas doar în Angry Business. Pentru că la un moment dat era activitatea de bază și știu că aveți foarte multe traininguri. Da. Nu știu, el chiar și până nu de mult, până la pandemie, până practic. Până la pandemie, da, erau permanent.
Voi instruiați acolo persoanele cum să își deschidă o afacere, cum să investească rațional resursele și tot așa mai departe. În Republica Moldova, oamenii cum sunt? Iată, ce ai remarcat de acolo? Există dorința asta și încrederea că poți pune ceva pe roate sau totuși trăim cu mentalitatea asta sovietică în care... E și, știi? Adică sunt oameni care la 15 ani au făcut prima milioană în lei. Nu glumesc, ăsta e un băiat care a fost la noi la cursuri la 15 ani. Și sunt oameni de 60 cu mentalitatea aia de atunci, știi, care eu o să vin să mă înveț. Dar eu o să fac așa cum știu eu mai bine, știi? Sau de genul, nu știu, un consultanță când te angajează cineva și zice, eu am nevoie de tine. Și când începi să lucrezi, discuți așa, zici, nu, noi o să facem așa. Și eu zic, atunci nu aveți nevoie de mine, pentru că știți mai bine ce aveți de făcut. Nu, dar tu înțelegi că eu am business-ul ăsta de atâția ani. Da, înțeleg, dar dacă ai venit la mine, înseamnă că ai o problemă, hai să vedem. Adică sunt oameni diferiți. Sunt ăștia care ei pur și simplu au total încredere, îți oferă total încredere și întotdeauna se primește cel mai frumos rezultat și sunt ăștia care sceptici, știi? Gen, specifica mie îmi place să le spun. Care tot e, dar precis așa, dar poate nu e așa. Și la oamenii ăștia tot e mai greu în viață. Hai, da, eu sunt de acord aici cu tine. Dar acum tu mai ești implicată în Angry Business? Sau doar la nivel de consultanță. Uh-huh. Noi acum nu facem cursuri, adică ceea ce facem fiecare separat, pentru că fiecare este pe domeniul său. Care și este acum activitatea ta de bază? Deci ești consultant pentru Horeca. Pentru Horeca și consultant în personal branding. Ai anumite persoane cu care lucrezi? Da. Sau? Da, am mai multe persoane cu care lucrez din diferite domenii. Inclusiv politicieni, persoane publice? Cu politicienii am ezitat foarte mult timp să lucrez. Nu vreau să promit că asta o să fac și în continuare, dar deocamdată ezit să fac lucrul ăsta. Au fost solicitări? Da, bineînțeles. Ce faci tu, iată, în branding personal? Care este rolul tău? Este construcția imaginii personale, așa, pentru că fiecare din noi are branding personal. Adică dacă, bine, tu ești Dorin Galben și lumea te cunoaște și gen, ești în stradă și oricine poate spune ceva despre tine, da? Dar inclusiv și, nu știu, vecinul tău din scara blocului care nu este prezentator TV sau o persoană publică, oricum, tu poți să spui ceva despre el. Deci fiecare are brandingul său personal și atunci ce se întâmplă atunci când tu lucrezi la imaginea ta personală este că aduci publicului ceea ce vrei tu să cunoască ei despre tine. Adică, în dependență de scopul pe care tu l-ai, să îți mărești numărul de vizualizări la emisiune sau să ai vânzări pe o anumită afacere pe care o deții. Deci și tu faci o strategie. Da. O strategie de comunicare, de cum și ce informație dăm și ce vrem să ajungă la oameni despre noi și stabilim niște scopuri. Dar aici la noi oamenii sunt conștienți că au nevoie să investească în brandingul nu personal? Nu toți. Și nu toți sunt gata. Pentru că la mine bărbatul e procuror, dar la mine e în guvern și n-am voie să arăt. Adică nu toți. Tu ziceai undeva că pentru o strategie de asta ar fi vreo 2500 de euro. 3500. Sau variază în funcție de ce? De termen. Adică pentru cât timp facem strategia? Pentru 6 luni, pentru 12 luni. Și tu monitorizezi? Da. Care sunt, iată, principalele instrumente sau principalele tipsuri pe care tu le folosești cu clienții tăi? Uite, momentan un mare accent este pe rețelele de socializare, pentru că toată lumea stă acolo. Toată lumea se trezește și deschide Instagram-ul sau Facebook-ul sau, nu știu, TikTok mai nou, da? Când noi nu credem în această platformă, dar așa cum nu credeam în Instagram 7 ani urmă și acum Instagram-ul faci cele mai mari vânzări. Da, e comunicarea pe rețele de socializare și felul în care noi comunicăm, ce tip de content dăm și tot așa. Nu ai cum să depui efort într-un anumit domeniu și să nu fie rezultat. Fie nu faci așa cum trebuie, fie nu vorbești așa cum trebuie, fie nu dai informația, fie scrii cu greșeli, fie... Deci sunt o sumedenie de detalii de care trebuie ținut cont atunci când faci lucrul ăsta. Fie gen... Azi faci o postare și peste 5 zile alta. Așa nu lucrează și nu o să lucrează. Și gen, tu aștepți să fie rezultat. Cum să fie rezultat? Dacă trebuie să fii consecutiv. Personal branding e despre disciplină.
și despre consecutivitatea. E ca și cum imaginează-ți tu, nu știu, whatever, orice companie care intre pe pagina lor de Facebook sau de Instagram și vezi că ultima postare a fost făcută pe 26 decembrie. Nu inspiră încredere, e evident. Exact. Ai dreptate, îmi place ce zici și eu sunt de acord cu astea. Tu zici despre Instagram, că este o platformă care în ultima perioadă s-a dezvoltat și aici, iată, vedem că mulți reușesc să iasă în evidență. Apropo, și tu am văzut că dezvolți foarte bine Instagram-ul și cu escaladarea Everestului ai reușit să activizezi mult mai mult public acolo. Au venit mii de oameni să te urmărească. Tu crezi că Instagram-ul ăsta are viitor în formula în care îl vedem noi acum? Și nu vorbesc despre Instagram-ul ca platformă, dar Instagram-ul pe care îl vedem în Republica Moldova, unde unele companii pot face vânzări, unii influenceri pot avea venituri și respectiv mulți încearcă în perioada asta să se promoveze anume pe Instagram, tot felul de produse și tot așa mai departe. Uite, eu zic așa, întotdeauna o să apară instrumente, platforme noi și mie îmi place foarte mult o frază, ea e în rusă, dar eu o să zic așa cum este. Хотите оставаться лидером, меняйтесь. Adică tu trebuie să fii în pas cu tot ceea ce îți oferă. A apărut Instagram-ul, fii acolo, încă tu nu înțelegi pentru ce exact și cum să dai acolo, dar tu fii și urmărești în fiecare zi ce se întâmplă și ce instrumente trebuie să folosești ca asta să aducă impact. Instagram-ul s-ar putea în următorii 5 ani să fie înlocuit de altă platformă. Dar dacă tu nici cu Instagram-ul încă nu te-ai lămurit, apoi să treci pe următoarea platformă peste 5 ani, în genere o să fie tare complicat. De asta trebuie să fii în pas cu tot ce se întâmplă momentan. Și dacă nu ești tu, angajează-ți un om care să poată să facă lucrul ăsta. Că eu admit că oamenilor, nu știu, de 50-60 de ani, le este complicat. Dar... Tu nu faci publicitate pe Instagram? Nu. De ce? Ai o audiență activă. Și tu spuneai la un moment dat că nu ți se pare corect. Depinde totuși cum o faci, nu? Uite, eu fac publicitate pe Instagram la ceea ce sau accept să fac publicitate pe Instagram, dar ceea ce mă reprezintă și de ceea ce eu mă folosesc cu adevărat. Adică, cum ar fi eu să fac publicitate la, nu știu, la genii falsă dacă eu nu le port? Adică, asta o să fie, nu... Da, asta e o strategie de scurtă durată. Gen, eu m-am dus, am luat banii, mi-am încasat, am făcut publicitate și am mers mai departe. Dar oamenii care mă văd și care mă urmăresc, ei și nu-s proști. Ei înțeleg că eu nu port geni falsă. Și azi zic, what the fuck, ți-a port de ei. Te-ai vândut și tu. Și e o chestie care pic, pic, pic. Știi? Picătura chinezească, care tu odată ai făcut așa, a doua oară ai făcut așa, dar tu... Adică eu sunt pentru publicitate și eu întotdeauna am fost pentru... Și întotdeauna când s-au adresat companiile la mine, am zis, mă interesează contractele de lungă durată și mă interesează produs de care eu real mă folosesc. Eu, copilul meu, familia mea, nu contează. Atunci, da, fac asta, why not? Dar... Nu știu, cumva, sau știi, sunt companii care noi vrem să vă transmitem un cadou. În schimb, la 3 stories. Voi serios? Adică, băi, lăsați-mă pe mine, eu și așa am să fac, dar nu mă condiționați din start. Înseamnă că ăsta nu e cadou. Deci asta mi se pare o chestie super greșită în comunicarea acestei companii. Și știi? Mulți fac asta. Deci mulți eu zilnic, asta. Dacă deschid acum telefonul, da. Vrem să vă transmitem un cadou în schimbul la stories. Da. Adică ăsta e un cadou deja, de ce mă condiționează? Eu și așa am să fac dacă mie o să-mi placă. Și eu din start le scriu la toți că nu vă supărați, nu consum astfel de produs și nu mi se pare corect. Și da, pentru că, uite, eu gândesc sau mă port cu oamenii așa cum aș vrea și ei să se poarte cu mine. Dacă eu am să deschid Instagram-ul și oamenii în care eu am încredere și urmăresc pentru care mai informații, nu știu, uite, hai noi acum nu vorbim de, nu știu, o cremă sau ceva, dar eu, de exemplu, urmăresc foarte mulți oameni care mi arată călătoriile lor, da? Ca eu să pot să văd niște locuri mai deosebite, niște restaurante mai bune. Și dacă eu să gănească în stories-urile lor și o să-mi aducă informații eronate doar pentru care au fost plătiți, clar că eu o să ajung și o să mă dezamăgească și eu nu vreau ca eu să mă dezamăgească și eu nu vreau pe mine să mă dezamăgească. Tot e simplu. În viața asta tot funcționează așa pe cerc, știi? Într-un interviu tu ziceai că în Republica Moldova o persoană activă pe Instagram populară poate câștiga de la 5.000 la 15.000 de euro. Cum crezi? Cine câștigă atât de mulți bani? 5.000, 15.000 de euro. Ăștia sunt bani enormi doar de pe Instagram? Da, da, da. Deci
ți se pare, dar dacă faci calcul, uite, o postare costă la anumiți influenceri, nu știu, 250 de euro. Tot e simplu, matematica e simplu, un story. Și sunt oamenii la noi în țară care tu real deschizi și vezi acolo ziarul Makler, ți-mi de? Cum era pe timpul, adică găsești tot. Sunt așa oameni. Mi se pare un pic prea mult, dar why nu, dacă asta funcționează dar la pe termen ei, lung, tu cum vezi așa abordare? Un pic complicat. Nu vor rezista? Mi se pare dar dacă fac mixajul ăsta, un pic viață personală, un pic chestia așa. Da, deci asta e tare important, să poți să mixezi și să poți să nu saturi publicul doar cu Makler, știi? Cu răsfăitul. Consultanța în Horeca. Tu ziceai că ăsta e unul dintre cele mai dificile domenii și de fiecare dată când cineva vine și te întreabă da, de unde s-o apuci, tu încerci să zici mai bine nu fă asta sau ești sigur că vrei să faci asta? Da, știi ce implică asta? De ce este unul dintre cele mai dificile? Pentru că este vorba de oameni și mâncare și veșnic aici au fost tot felul de... Deci Horeca, restaurantele, e unul din cele mai complicate business-uri existente în general. Acolo sunt o sumedenie de detalii de care, nu de Doamne, a scăpat unul, gata, este problemă și problemă mare. Adică este cumva super super important orice detaliu. Și plus e super provocator oamenii, echipă, de regulă oamenii care ajung să lucreze în domeniul ăsta pentru ei este un job provizoriu, știi? Adică nu iau în serios. Ei cumva se gândesc că eu să lucrez 3 luni și pe urmă și eu manager, de exemplu. Și respectiv e tare complicat. Meniu, produse, frigidere, bucătărie, termeni de valabilitate, contracte cu furnizori, investiții foarte mari în primul rând. Pentru că sunt oameni care... Eu îmi fac restaurant pentru un venit pasiv. Zic, nu, sorry, asta nu e varianta așa. Adică dacă îți faci din start restaurant sau cu o chestie de a câștiga bani și cu gândul ăsta că tu vrei din primul an să scoți investițiile, la sigur business-ul ăsta nu e pentru tine. Pentru că acolo trebuie să trăiești. Ție trebuie să-ți placă asta. Cu oamenii simt. Oamenii simt. Și tu ai să vezi dacă ai să te gândești care sunt localurile tale preferate și de ce mergi cel mai des încolo. Ai să găsești neapărat componenta asta de oameni, fie de servirea, fie că bucătarul gătit. Pentru mine, de servirea și, evident, cât de bună este mâncarea. Dar noi avem o problemă foarte mare în Republica Moldova la așa capitolul e. De servire. Așa e. Ok, dacă mergi undeva și încă zici că mâncarea e ok, așa, dar e destul să vină chelnerul și să aibă o abordare. Nu-ți place așa e. Sau... mă deranjează cel mai mult, spune-mi dacă este ok... nu știu, la o rețea anumită, nu mi-am amintesc exact, unde tu mănânci, ai gura plină și vine, totul este bun, totul este bine. Întrebare pentru bifă. Uh-huh. La ce așa... bun, la ce bun o adresez, omul ăla stă cu bolfele pline acolo. Se așteaptă ca cineva o să zic că mâncarea este proastă și așa. Cumva dacă ai bun simț, zici că e ok, chiar dacă nu e ok, dar nu mai mergi acolo. De unde vine asta? Așa recomandă? Trebuie să comunici, trebuie să spui că nu e ok. Deci eu, prietenii mei, știu că eu sunt tare exigentă, dar pentru că știu procesele din interior și atunci când mergem undeva, păi eu întorc des mâncarea înapoi. Bun, des. În sens că dacă ea nu e bună, eu întorc înapoi. Dar... nu știu, prietenii mei zic hai băi, lasă-i. Hai. Nu, pentru că proprietarul cum știi, fierb când aud. Deci oamenii investesc bani în localuri și din cauza unui chelner sau un bucătar tu nu te mai duci, dar proprietarul că el nu înțelege de ce tu nu te duci, înțelegi? Și dacă tu nu comunici, el nu o să înțeleagă deși eu murit business-ul. El nu o să știe, el nu o să afle niciodată deși bucătarul lui nu a gătit ca lumea sau că are în bucătărie un bucătar care gătește super sărat sau nu coaște până la urmă sau nu face ceva de genul ăsta, înțelegi? Și de asta comunicarea este extrem de importantă. Chestiile astea sunt impuse de către fondatori sau de către manager, director. Bineînțeles că trebuie de găsit momentul potrivit de făcut lucrul ăsta, știi? Adică nu te bagi la om când el e cu gura plină și... Dar la noi ca să scăpe, ca să nu uite, ca să bifeze că te-a întrebat,
bagă peste tine. Dar vă rog tare frumos și la cameră și te rog să nu tai asta. Comunicați, comunicați, spuneți despre asta. Nu pentru că, deci eu încă o dată zic, nu pentru că eu sunt super alentată, dar eu știu cât efort de pune fiecare proprietar de astfel de afaceri. Tu nu-ți imaginezi. Pur și simplu, asta e așa un... Tu ai 40 de angajați, fiecare cu probleme lui. Tu te-ai trezit dimineață că poate să nu-ți vină un bucătar sau un chelner, pentru că el pur și simplu a dormit, pentru că el... Lucrul ăsta e unul provizoriu. Și el ies omul ăsta, fondatorul, directorul, ies în sală, începe de servie. Adică asta e tare complicat. De asta... comunicați, vă rog, tare frumos. Adică tu, nevrând să ofensezi, exact, de fapt dăunezi. Da, da, trebuie să spui direct, nu este bun, corect, și tot așa mai, da, departe. Sau aveți grijă, adică, bun, depinde și în ce formă eu spui, știi? Dacă gen încep nu știu ce acolo, dar... Dar la noi și clienții trebuie să recunoaștem sau publicul este alentat. Da, doamne, eu de fiecare dată, știi ce exemplu dau? Zic, bine că când mergem undeva în Italia sau în Franța, sau nu știu, că sunt multe gafi și acolo în general nu spune accentul pe deservire și așa. Apoi noi suntem super cuminței și nu spunem nimic și nu știu ce. Dar când la noi, și scandal. Dar eu am impresia că nu se investește totuși în promovarea anumitor locale. Eu sunt de acord cu tine. Deci oamenii au impresia că dacă ei gătesc bine și au personal bine instruit, toți trebuie să știe despre asta. Da, dar nu e așa. Dar iată, nu acordă atenție marketingului, brandingului personal și tot așa. Tu de multe ori nu faci asociere un restaurant cu persoana care este acolo, care poate ieși în evidență, care poate spune povestea lui din spate, cum a pornit totuși, mai ales că tu zici că atât de multă muncă. Tu ai participat la deschiderea restaurantului aproape, practic cap-coadă, ai făcut acolo, ai contribuit la Osho, Meeting Point și sunt multe alte localuri. Eu am fost la toate astea. Super. Și mie chiar îmi place foarte mult, în special Osho este unul dintre restaurantele de referință în Republica Moldova, cred eu. Dar tu ziceai că pentru deschiderea unui restaurant se investesc de la 100 de mii la peste 1 milion de euro. Depinde de asta concept. Asta e incredibil. Concept, pentru Republica Moldova, crezi că ai argumentat o asemenea investiție? Sau faci ceva simplu, micuț, drăguț? Fiecare decide. Fiecare face ce vrea cu banii lui, știi? Dar e de genul, depinde de spațiu, metru pătrat, depinde de concept, depinde pentru ce faci asta. Pentru că sunt oameni care fac asta pentru suflet și ei au banii ăștia să investească, știi? Și atunci ei au un anumit nivel care zic, eu mai jos de atât nu vreau să fac, mai bine nu fac deloc. Ai auzit vorba asta, nu? Uh-huh. Când sau fac ghini sau nu fac deloc, asta e vorba moldoveanului, știi? Și e absolut normal, fiecare decide cum să facă. Dar da, este posibil și cu, nu știu, 80 de mii de făcut ceva într-un spațiu de 60 de metri pătrați, de exemplu. Sau... Tu acum câte localuri ai pe care le ajuți cu consultanță? 3. Tu ziceai la un moment dat că ar fi câte 2500 de euro pe lună. Depinde, cum uite, de exemplu, lucrezi? La aproape, pentru că a fost contractul pe un an, adică totul se discută în dependență, dar cert este faptul că în ultimii ani nu iau proiecte doar gen angajează-mi personal sau fem fișele tehnologice sau pune-mi un meniu sau nu, pentru că nu are impact. Ce folos că eu am să pun un meniu super gustos, o să aduc un bucătar din afară și o să-l facă, dar de servire este proastă, știi? Și de asta eu iau consultanța în complex, adică tragem toate procesele și meniu și de servire, instruim personalul, facem ordine dacă trebuie în procesele din interior și tot așa. Adică nu mai, pentru că doar așa tu obții un rezultat. Pentru că dacă e omis un component din ceea ce am zis, rezultatul este mult mai vag și așa. Și atunci tu zici, sau vreau promovare, ce folos că eu aduc oameni în restaurant dacă deservirea nu e bună și mâncarea nu e bună? Înțelegi? Uh-huh. Și atunci ei o să vină odată. Atât. Mai mult o să vină că nu le-a plăcut. Nu le-a plăcut nici deservirea, nu le-a plăcut nici mâncarea. Care e sensul să faci promovare? Întâi trebuie de tras procesul din interior și după asta să faci promovare. Și acum tu ești per contract. Da, și atunci discutăm, gen, contractul e pe 6 luni, pe 9 luni. Tu vorbești foarte relaxat despre bani, adică nu ți este incomod să zici. Dar de ce să fie serviciile incomod? Astea costă. La noi am văzut mulți oameni care cumva să nu creadă cineva că câștigă prea mult, că este prea bogat, da, dar că bine, prea ia, mulți bani ia pentru servicii care poate nu sunt atât de costisitoare. Dorin, primul meu salariu a fost de 800 de lei. Și eu am muncit ca să ajung unde am ajuns momentan. Și da, asta nu înseamnă că, nu știu, eu prestez serviciile cele mai perfecte. Nu, piața este plină.
Și am și eu clienți nemulțumiți și am și eu, nu știu, gafe în ce fac. Dar până la urmă, fiecare știe prețul, nu fiecare înțelege care este impactul serviciilor pe care el le prestează. Relația cu soțul tău. Așa. Tu așa frumos vorbești despre el de fiecare dată. Se creează impresia că anume pe el l-ai căutat și ai știut exact spre ce mergi. Da. Și el are încredere în tine și tu în el și vorbești despre cât de important e ca fiecare să aibă plăcerile lui, să poată să meargă atunci când vrea. Și asta mie îmi place, pentru că la noi se creează impresia că dacă te-ai căsătorit, gata, ești legat pe viață de soția aia și respectiv de soț. Cum v-ați cunoscut voi și cum ați ajuns la așa o relație? Noi ne-am cunoscut în parcare de la Grand Hall, cred că se numește. Da. Eu am fost acolo cu cineva la dejun, asta era 6-7 ani în urmă. Ieșeam din parcare și el era cu un prieten, stătea și ieșeam așa cumva în ei. El mi-a zâmbit, eu i-am zâmbit și a mers mai departe. După care el mi-a scris pe Facebook. Nu aveam mai mulți prieteni comuni la acel moment, dar noi nu ne cunoșteam și eu nu știam despre el și el știa despre mine. Și eu nu am reacționat la mesajul lui. Mi-a mai scris încă o dată, eu iar nu am reacționat. Și după care am aflat... Era din asta, că n-am timp pentru relații? Nu, dar eu nu sunt omul cu care să lege comunicări pe social media, știi? Adică mi se pare ceva... Mai ales cu bărbați, adică nu este formatul meu, hai altfel. După care am înțeles, adică toți prietenii mei cumva vroiau să mă mărite și spuneau, uite, noi avem un prieten, tare fain, tare nu știu ce. Și de fapt ei îmi spuneau despre dânsul, dar eu nu știam. Noi ne-am întâlnit doi oameni maturi, cu hobby-urile sale, cu prietenii lui, cu deprinderile sale. Și atunci când tu întâlnești pe cineva și începi să-l schimbi, ce se întâmplă? Tu, de fapt, ai alt om lângă tine, dar tu omul ăsta l-ai îndrăgit pentru altceva. Tu l-ai îndrăgit pentru spiritul lui rebel, pentru faptul că, păi, el așa e de fain, să cădă pe motociclete, să duce în călătorii lungi, de 3 săptămâni și pe urmă tu să-i spui că e că de când a apărut copilul, nu te mai duci tu niciun fel de motocicletă. Adică, de ce? Ce s-a schimbat? Adică, de ce tu vrei să schimbi omul ăsta? Și mie mi se pare absolut normal că tu să nu încerci să faci lucrul ăsta, dar să-i dai voie să fie el. Uite, fiecare are formula sa și eu nu zic că formula mea este cea perfectă. Dar mie mi se pare că chestia asta cu poartă-te cu omul așa cum ai vrea să se poarte cu tine, este perfectă. Adică dacă eu știu pe mine m-ar deranja ca el să-mi interzică anumite chestii, nu fac nici eu lucrul ăsta. Tu ai zis că nu ești geloasă. Nu sunt geloasă. Asta pentru că ai o foarte mare încredere în sine? În sine. Sau în el? În sine și apoi în el. Adică, ok, hai. Nu, gen. Dacă îți găsești cineva mai frumos, mai deșteaptă. Glumesc. Bun, e vorba despre încredere în sine. În primul rând, gelozia e așa o chestie, e vorba despre încredere în sine. Și apoi, este un sentiment destructiv. Adică, la ce bun să fii gelos? Dacă pe tine asta te distruge, dacă omul să vrei să fac, dacă omul nu se simte bine cu tine, come on, pentru ce să-l ții lângă tine? Adică, cum tu poți stai cu așa un om? Adică, nu știu cum să zic, orice se întâmplă în viața asta, orice se întâmplă și cu mine poate să se întâmple și cu el poate să se întâmple. Până la urmă, asta este. Tu nu poți schimbi nimic, tu nu poți să influențezi, pentru că decizia de a fi infidel sau de a îți aparține doar ție. Înțelegi? Și atunci nu poți să schimbi nimic în sensul ăsta. Absolut nimic. Nu ai cum să schimbi. Voi aveți 6 ani împreună. Da. E suficient să-ți faci o impresie despre ce înseamnă un cuplu fericit, o relație bună? Sau este într-o continuă schimbare? Dar cine decide? Cine decide? Adică, uite dacă eu azi sunt mulțumită cu ceea ce am acasă și el este mulțumit cu ceea ce are acasă, de ce trebuie să căutăm formula perfecțiunii? Clar că nu e pridelul săvârșenstvo, da? Clar că îți îmbunătățești, nu știu, dacă știi că pentru dânsul e important să nu ieși la 8 dimineața din casă, dar nu ești naibă la 8 dimineața din casă. Schimbă-ți programul, pentru că pentru dânsul e important. Clar că o dau și eu în bară, dar eu sunt de părerea că trebuie să savurăm momentul. Azi, aici și acum.
Care este sensul vieții pentru tine? De a trăi și de a savura fiecare clipă. Tu crezi în prietenie adevărată? Da. Cum îți dai seama că ai lângă tine un prieten adevărat și nu unul fals? Doar prin experiența trăită. N-ai cum să știi până nu verifici și nu testezi prin anumite situații. De ce mulți oameni nu au curajul să-ți spună în față ceea ce cred? Nu ție, în general. Le este frică? Să nu supere, să nu piardă, le jele, le... știi? Dar jele e un sentiment destructiv. Nu trebuie să fie milă de oameni. Din vari motive. Din vari motive. Fiecare are un motiv al său. Ce înseamnă pentru tine succesul? Pentru mine e să fii împlinit cu ce ești, ce faci în viața asta și cu cine ești tu. Tu te consideri o femeie de succes? Da. De succes, fericită, împlinită. Ce te face modestă. Acum? Ce te face acum fericită? Familia mea, prietenii mei, jobul meu. Mie îmi place ceea ce fac. Nu realizarea și conștientizarea că m-ai coborât vie de pe Everest? E parte din mine. Ce urmează după Everest? Cum acolo, follow my Insta stories și o să vedeți tot, o să aflați. Dar ai ceva deja planificat, da? Și Olga, ce contează cu adevărat în viață? Să fii tu însuți. Să fii tu cu tine bine, să fii tu cu tine împăcat. Pentru că dacă tu cu tine ești împăcat, toți din jur o să fii. Și cei pe job, și în familia, și absolut tot. Asta e ceea ce contează cu adevărat. Dacă pe tine nu te aranjează ceva la tine, schimba asta și mergi mai departe. Pentru că un om nemulțumit, deci dacă tu ești nemulțumit de tine, faci nefericit și pe cei din jur. Și ca să nu-mi scape ceva, chiar dacă suntem la final, tu ai avut două intervenții chirurgicale. Ziceai că au fost destul de complicate. Asta te-a făcut să vezi altfel viața? În una din ele eu am învățat de la zero să mănânc, să merg, să ridic mâna, să mă trezesc. Și cred că asta m-a învățat să trăiesc mai intens fiecare moment, știi? Pentru că atunci când suntem copii mici, când învățăm aceste lucruri, noi nu ținem minte, nu ne amintim momentul ăsta, dar când tu ești matur și conștientizezi că tu bei apă de parcă o bei prima dată și are un gust. Știi, și iată, asta probabil e ceea ce m-a învățat să trăiesc fiecare clipă, fiecare moment extrem de intens și să nu mă gândesc la ce o să fie mâine. Adică să nu mă gândesc, știi, de genul, dacă eu beau cu tine o cafea, eu să savurez gustul la cafea aceea. Eu să fiu prezent aici cu tine. Eu, dacă tu îmi dai o întrebare, eu să intru în profunzime, dar să nu-ți răspund superficial și da, gândurile mele să fie de genul, ui, blin, întârzi nu știu unde. Când ai fost, sună cam dur, când ai fost mai aproape de moarte? Atunci când ai avut una dintre cele două intervenții chirurgicale sau urcând pe Everest? Atunci când am avut una din cele două intervenții chirurgicale. Am fost în coma artificială, respectiv, cred că e mai aproape de moarte, dar iarăși pe Everest putea să... Dar ce s-a întâmplat? Ai avut o... Da. Dar așa e, știi, o chestie care a fost, a trecut și nu știu, cumva, parcă nu vreau, știi, să mă focusez pe ceea ce a fost. Vreau să mă focusez pe ceea ce o să fie. Foarte bună abordare. Olga, mulțumesc tare mult. Cu mare drag, mersi și ție. Așteptăm următoarele istorie. Da. Mulțumesc pentru invitație.